Este foarte important să descoperi care este atributul, care este motoul cuplului. Sexualitatea este un univers cu totul și cu totul aparte. Asta este ca um, în bucătăria asiatică, dacă vrei. Uh -huh. Nu îmi pui în față un bol mare de ciorbă și spui, da oricum ești sătul. Multe dintre femei confundă orgasmul bărbatului cu faptul că bărbatul a fost satisfăcut. Și spun dacă ți-am oferit o poziție în care tu ai ejaculat după 5 minute, înseamnă că ești satisfăcut sexual. Fără ca ea să-i spună. el ar trebui să simtă când. Uh -huh. Și dacă relația este deja șubrezită, există de 5, 7, 10 ani, 12 ani, 15 ani, e greu ca bărbatul să se ducă cu acest scenariu. Pentru ce rămân oamenii în relațiile toxice? Pentru casă? Pentru rate la bancă? Pentru ce rămân? De cele mai multe ori din lașitate. Cum ne evaluăm starea cuplului? Păi în funcție de suma interacțiunilor negative. Bine ați venit la Copacul Vieții. Uh, astăzi, avem o provocare foarte mare sau cel puțin eu am o provocare. Am aici de față un invitat care a pus bazele Academiei Cuplului. Păi stai așa un pic. Cuplul merge la Academie? Păi merge, pentru că unii dintre noi nu mai știm ce căutăm în relația asta și bine ar fi să învățăm. Dincolo de cărți, omul aici de față explică cel mai simplist din ce am văzut eu în online în românesc și sunt foarte mândru să-l am aici alături de mine pe Constantin Cornea. Bine ai venit la Copacul Vieții! Mulțumesc frumos de invitație! Mulțumesc și eu că ți-ai făcut timp pentru mine. Uh, din câte înțeleg eu, tu ești unul dintre uh, psihologii internaționali ai noștri. Uh, da, dacă vorbim de Academia Cuplului și Academia de Parenting, uh, aceste două academii au mers foarte bine străinătate în ultimii 4-5 ani. Am ținut cursuri la Paris, am ținut cursuri la Londra, la Tel Aviv, la Roma, la Milano și se pare că este foarte, foarte vizibilă mai degrabă în străinătate decât în România, cum se întâmplă de obicei de cele mai multe ori. E. Dar uh, sunt convins că și în România încet încet va crește apetitul pentru așa ceva. Vom înțelege că avem nevoie totuși să culturalizăm ideea de cuplu. Uh, eu chiar am denumit dragostea de la începutul cuplului sindromul moșcrățun o să-l găsești pe net sub acest aspect și am spus că de cele mai multe ori când ne îndrăgostim, ajungem să suferim de sindromul Moș Crăciun. Cu alte cuvinte ne îndrăgostim de un pom simplu pe care începem să-l împodobim cu toate așteptările, nerealizările, traumele, dorințele, visele, năzuințele noastre. Și în felul ăsta înnobilăm persoana din fața noastră cu niște calități care nu au ne neapărat legătură cu persoana respectivă, ci mai degrabă cu așteptările noastre de la persoana respectivă. Proiectăm practic așteptări eu văd pe soția mea Bă, mă pun aici ca, ca și exemplu văd pe soția mea mama ideală da și am și spus chiar ea e mama copiilor mei după care ajungem dăruiește un copil o minune și ulterior am niște așteptări să fie și femeia ideală pentru mine unde am greșit Constantin Păi, într-un cuplu este, există o sumă întreagă de interacțiuni. Într-un cuplu suntem prieteni, suntem colegi, suntem amanți, suntem parteneri, suntem părinți, și de cele mai multe ori ne vine greu să împărțim pe portofolii situațiile acestea în cuplu. Ne este greu să interacționăm multidisciplinar, cum spun eu. Devenim la bun început amanți și prieteni, odată cu trecerea timpului calitatea de amant-amantă cam scade, intră calitatea de părinte. De cele mai multe ori, multe dintre cupluri nu sunt pregătite în adevăratul sens al cuvântului să aibă un copil, având așteptări. Am spus-o de multe ori în mediul online că dacă s-ar purta o discuție sau dacă ar avea fiecare dintre cupluri un 5-10 ședințe la un psiholog în care să încerce să proiecteze. Am spus că în cuplu este vorba despre predictibilitate ca într-un business, ca într-un studiu de fezabilitate. Voi doi vă doriți să aveți un copil minunat. Ce te aștepți tu de la ea? Ce se așteaptă ea de la tine? Eu mă aștept de la ea să fie o mamă, așa cum am spus mai devreme. Da, da, o mamă este o metaforă. O mamă este un sofism. Dar ar trebui să spunem ceva mult mai predictibil. Ce înseamnă pentru tine mamă? Pentru că pentru 10 bărbați, calitatea de mamă poate reprezenta 10 lucruri diferite. Unii înțeleg că devine mama copilului tău și în egală măsură și mama ta și trebuie să împart afecțiunea între voi doi. Alții înțeleg că va deveni o mamă uninominală și va prelua întru totul grija față de copil, să-l cultive, să-l educe, să-i creeze valori, să-i creeze norme, să-i dea abilități, iar el va fi un părinte întreținător și atâta tot. Sunt primul care vorbește în mediul online despre părinți împărțindu-i în două categorii. Asta la Academia de Parenting. a spus că există părinte crescător și părinte întreținător din ce am descoperit eu, de cele mai multe ori, mulți dintre părinții din ziua de astăzi, pot să spun că peste 60-70% dintre părinții din ziua de astăzi, sunt mai degrabă părinți întreținători. Părinți care au pretenții de la copiilor și de la partenerilor ca acel copil în relația cu mama să dezvolte anumite calități, abilități pe care, și le, pe care ți le dorești tu, de exemplu, de la copilul tău și te mulțumești doar să sponsorizezi, dacă vrei, da. Acea activitate. Mama, la rândul ei, se simte neînțeleasă. Spune bine, eu sunt mamă full-time, iar tu ești tată 10% din timp. Uhum. tu doar ne sponsorizezi nu ești alături de copilul tău, vrei, nu știu să facă sport, dar nu ai timp să-l duci nu ai timp să-l aduci, nu ai timp să mergi cu el nu ai timp să vezi cum crește nu ai timp să vezi dacă îi se potrivește sportul respectiv nu ai timp să vezi dacă copilul tău într-adevăr este făcut să facă sportul respectiv sau să facă un alt sport. Da, uite aici am, am prins aceste două categorii părintele întreținători și m-am uitat la tine la un podcast și am zis ce vrea să spună Constantin, bună aia, aia, și am început să mă evaluez eu pe mine. După treaba asta, sunt cât se poate de sincer, aseară l-am invitat pe filmul voi, hai să gătim împreună. Da. Hai să-ți arăt un mușchiuleț frumos, să vezi, uite, dau grăsima la o parte, zgârciu, și cumva eu prin acest uh, exercițiu am ieșit din întreținător și m-am dus către zona de părinte crescător? Bineînțeles, păi, părintele întreținător e foarte simplu, tu lucrând în marketing vei înțelege. Părintele înțe întreținător este cel care sponsorizează copilul, cel care are așteptări, plătește pentru copilul lui tot felul de profesori, educatori, școli private, profesori particulari care se ocupe de copilul lor dar nu este în acest proces de creștere al copilului alături de el, să se bucure de fiecare etapă a creșterii copilului. Și atunci ești doar un părinte sponsor, un părinte întreținător. Părintele crescător, pe de altă parte, este cel care este lângă copil în permanență, vede fiecare etapă de creștere a copilului, vede fiecare realizare, nerealizare, cum evaluează copilul realizarea și nerealizarea, cum o introiectează. Uite, aici am două întrebări. În momentul în care copilul, cum e al meu, spre exemplu, um, 14 ani. De vreun an de zile, un an jumate, a început să-și închidă ușa la cameră. Nu făcea. Și când intru, mai intru la el, bat la ușă, ce mai faci, cum a fost, la un moment dat, dar știi, am treabă, nu vrei să ieși. Ce e de făcut atunci ca să mai păstreze armonia asta de părinte crescător? Păi în primul și în primul rând să-i lași libertatea, pentru că este foarte posibil ca al tău copil să treacă în zona de sexualitate, să se descopere și atunci are nevoie de propria lui intimitate. Are nevoie de intimitate sexuală, are nevoie de intimitate prin care să se exploreze, are nevoie să exploreze anumite relații din care tu să nu faci neapărat parte. Da. Și atunci are nevoie de intimitatea lui. Asta nu înseamnă că nu vei mai putea fi un părinte crescător. Asta înseamnă că tu îți vei găsi calitatea de părinte crescător în cu totul și cu toate alte aspecte ale copilului tău. E weekendul pe care ți-l poți petrece cu copilul, sunt seriile pe care ți le poți petrece cu copilul, sunt activitățile pe care le poți petrece împreună cu copilul, dincolo de faptul că el închide ușa din când în când. Da, uite, aici am avut o discuție cu uh, feciorul meu, uh, filmele porno. Erotice. Erotice. Cât este potrivit pentru un adolescent să se uite la ele? Păi, în primul și în primul rând, cred că părintele ar trebui să lase să se descopere din punctul ăsta de vedere. Pentru că atunci când tu intervii cu autoritatea parentală în procesul lui de creștere și descoperire sexuală, îl încurci cumva. Eu de-asta, într-o perioadă, acum ani de zile, când se proiecta în sistemul de învățământ ideea de a se introduce cursurile despre sex în școală, am venit cumva, cum de multe ori am venit, în societatea românească, un pic împotriva naturii și am spus că aceste cursuri ar trebui ținute de sexologi, nici pe departe de profesori, de educatori, de diriginți și ar trebui să fie ținute în momentul în care copilul respectiv trece prin etapa respectivă în ce să-i vorbești despre sexualitatea unui copil de 6-7 ani că adică nu știe ce înseamnă asta, îi grăbești cumva creșterea, îi grăbești cumva maturizarea îi grăbești cumva explorarea din punct de vedere sexual și atunci de cele mai multe ori îi încurci pur și simplu creșterea uh -huh. da? îi stopesc creșterea se și știe din, din știință faptul că copiii care încep să se masturbeze și în special fetele la o vârstă destul de mică, nu mai cresc foarte mult în înălțime și dacă am teama asta că se masturbează prea mult ce înseamnă prea mult? Nu știu, poate o dată pe zi -am, nu, am, nu știu ceva exact. Păi, noi ar trebui să vedem uh, prin prisma modului în care se comportă copilul. Pentru că pentru unul care are un conținut hormonal mai ridicat, o dată pe zi poate fi puțin. Pentru unul care are un conținut hormonal mai scăzut, o dată pe zi poate fi prea mult. Nu există un reper pe care îl putem generaliza asupra tuturor copiilor. Trebuie să-l lăsăm să se exploreze și va descoperi el dacă e prea mult sau prea puțin. Noi trebuie să evaluăm de fapt dacă el doarme bine, dacă se alimentează bine, dacă dă rezultate la școală, dacă de rezultate la sport sau în restul activităților. Noi intervenim doar în momentul în care, în anumite activități, unde el în trecut dă anumite rezultate și nu le mai dă, putem crede că acolo intervine un algoritm greșit uh -huh. care îl poate priva de rezultatele pe care le așteptăm de la el. Și acela poate veni într-adevăr dintr-un într masturbat excesiv. Dar nu este singura cauză, și atunci, repet, la nivel de psihologie simplistă, spun că trebuie să lăsăm să se descopere, este intimitatea lui, el va decide în timp dacă îi se potrivesc aceste filme, cât îi se potrivesc, cât are de gând să se masturbeze sau nu, cât are de gând să vorbească despre fete sau nu, cum își va cultiva relația cu fetele, pentru că nu putem să avem grijă de copiii noștri să nu treacă prin anumite etape de creștere. Pentru că dacă am face lucrul ăsta, întârziem anumite, un anumit conținut traumatic pe care, întârziindu-l pentru vârsta de 18-20 de ani, trauma în mod cert va fi net uh, superioară. Dacă el la 12, 13, 14, 15 ani încearcă să-și cultive anumite relații, încearcă să aibă uh, anumite relații sexuale și nu îi se permit de către partenere, atunci va suferi mini sau pseudotraume. traume peste care va trece destul de lejer, pentru că odată cu creșterea le va uita, se va îndrăgosti de alte persoane și atunci creșterea lui va fi cea naturală, cea normală. Rămânând în zona asta de părinte crescător și întreținător, mie mi-a plăcut maxim când am văzut-o. De deci ce? e cât se poate de, de explicită și te categorizezi repede. Asta e nemaipomenit fără să ne supărăm acum că, băi, stai că eu sunt părinte crescător și soția e întreținător sau după caz. Libertatea copilului. Văd și observ foarte mult în, în zona asta, mai ales de când am început să fac podcastul ăsta, ciulesc urechile peste tot. Uh, și aici o să-ți povestesc o, o dramă. La începuturile mele acum mai bine, începuturile comerciale mai bine de... 10 ani, la un moment dat aveam o firmă de transport. După ce mi s-a închis subit firma de instalații electrice și firma asta de transport am devenit șofer în primă fază și mergeam cu dubă, aveam băieții care au urcat într-o într scară de bloc să ridice un pat. Și aud de la etajul 2, țin minte, un tată care i-a spus copilului nu vezi mă cât ești de prost nu ești în stare să iei mai mult decât uh, Cezar. Ce se întâmplă în momentul ăla uh, cu copilul? Cu ce rămâne de acolo? Poate fi un conținut traumatic sau nu? Pentru că dacă acela a fost primul moment în care tatăl și-a făcut copilul prost, cu siguranță va fi o traumă, să spunem, medie spre majoră pentru copil. Dacă copilul crește într-o familie în care cuvântul prost se folosește în limbaj comun și destul de des, atunci nu va mai fi un stimul opulent pentru el. Ce este important pentru noi ca părinți, este important să înțelegem că anumite pseudo este mai bine să i le oferim de acasă și să-i vorbim despre limitele lui decât să le descopere el în societate mai târziu, când le va prelua mult mai personal. Nu poți să-i spun copilului, băi, ești mai prost decât un alt copil. Poți să spun că ești mai puțin puternic decât alți copii, ceea ce este relevant și va fi actual pentru copilul tău și la 18 și la 50 de ani. Pentru că, într-adevăr, în societate întotdeauna există cineva care este mai puternic, care este mai cult, care este mai educat, ok, decât da. tine. Și atunci este important să folosim cuvintele corecte. Noi, în psihologie, vorbim despre cuvintele stimul. Interesant, um, um, interesantă expresie. Ce înseamnă exact? Păi uite, prost cum spuneam mai, de, mai devreme. Uh -huh. Poate fi un cuvânt uh, stimul validant sau non-validant pentru copil, poate fi un stimul foarte traumatizant pentru copil, dacă, așa cum spuneam, îl folosim foarte rar, suntem un tată întreținător, intervenim foarte rar în creșterea copilului și de fiecare dată când intervenim ne explicăm sau ne exprimăm nemulțumirea față de el, făcându-l prost, făcându-l slab, făcându-l incapabil. Făcându-l cum ne vine la gură, și atunci noi, de fapt, ne traumatizăm și ne uh, minimalizăm șansele copilului ca acesta să crească într-un mod decent, să crească într-un mod coerent prin care să poată lupta cu viața. Uh -huh. Ok tot pe zona asta de părinți, uite, vezi, am asistat și eu la multe uh, discuții între părinți vis-a-vis -vis de copil. Ba, că mănâncă mult, mama vrea să mănânce tot din farfurie, tatăl țipa de dincolo, de masă, băi, lasă copilul să mănânce cât, uh, cât vrea. Cât anume modifică claritatea unui copil, rolul, de, rolul tatălui și al mamei în momentul când părinții sunt așa în jurul lui pe acțiunile sale? Păi cel traumatizează pe el este interacțiunea negativă dintre părinții. Așa cum spuneam, dacă părinții înainte de a deveni părinți ar avea o discuție și ar spune uite, tu te ocupi la copil cu sportul și cu abilitățile care au legătură cu societatea, iar eu mă ocup la copil cu masa, cu alimentația și mă ocup cu activitățile din casă. În felul acesta părinții nu se vor mai certa. Noi suntem o nație certăreață de fire și avem senzația că fiecare dintre noi avem dreptate. Chiar am spus-o că de multe ori în terapie de cuplu sunt între primii terapeuți, dacă nu primul din lume, care a aplicat terapia de cuplu nominal. Am spus, faceți terapie de cuplu, dar separat, tocmai pentru a creiona valorile separat, pentru că de cele mai multe ori când vin amândoi, vin ca la judecători. Cine are dreptate să mănânce tot sau nu din farfurie? Și dacă uh, îi dai dreptate unuia sau altuia, time to time, de-a lungul ședinței, fiecare se va considera, în de autoritatea psihologului, se consideră superior celuilalt. Ai văzut, la mine a spus că este important să mănânce tot din farfurie. La tine tu vrei să facă sport. Nu e atât de important să mănânce tot din farfurie, este important să se alimenteze, este important să aibă randament sportiv. Și atunci alimentația intră în planul de dezvoltare sportivă pentru copilul tău. Nu este mm -hmm. atât de important să mănânce din farfurie, cât este important să elementeze pentru a avea activitatea pe care și-o dorește. Da, ai um, menționat interacțiunea negativă. Interacțiunea asta negativă este un rezultat al luptei de putere în cuplu? E incontestabil. E incontestabil. Și al diferențelor de valori. Mm -hmm. Pentru că se intră în cuplu din dragoste prin prisma sindromului Moș Crăciun despre care spuneam, tu faci cunoștință cu, sau cunosc la tine la muncă pe cineva, mă îndrăgostesc de ea, ea se îndrăgostește de mine și avem senzația că suntem uh, unul pentru celălalt persoana potrivită dar pe ceea ce am denumit o predictibilitate în cuplu dacă am uh, proiectat un viitor în comun și am spune care sunt valorile noastre legate de casă, tu îți dorești casă ea își dorește apartament tu îți dorești trei copii, ea dorește doar unul tu îți dorești casă peste doi ani, ea își dorește copil peste 5 ani și casă peste 6 ani când va fi pregătită și ea Mm -hmm. Și atunci putem descoperi pe această temă a predictibilității că oamenii se dezvoltă diferit, au tempouri diferite care trebuie să aduse în rezonanță. Mm -hmm. Pentru că de cele mai multe ori sunt disonanți. De cele mai multe ori fiecare are senzația că dacă acum îmi doresc casă și copil și îmi permit, e important să le fac acum, pentru că așa consider eu. Ne luând în seama și cât de pregătită este partenera sau partenerul pentru a deveni părinte în adevărat sens al cuvântului. Da. Dragii mei, vom lua relația de cuplu la control. Îi mulțumim gazei noastre Mirengo Concept de iubire în design interior. Îi găsiți pe titulescu 119. Am trecut de la părinți la copii. Ăsta e scopul prezenței tale aici, cuplul. Mulțumesc pentru răspunsurile legate de, de, părinți. Foarte liniștitoare așa pentru mine. Cum ne evaluăm starea cuplului? Păi în funcție de suma interacțiunilor negative care sunt elementele negative dintre cei doi. Știți explicațiile mele pentru un inginer sunt absolut matematice. Dacă vrei, unul dintre elementele care mi-a adus succes în terapia de cuplu a fost tocmai prin prisma faptului că găsesc acești mici algoritmi care simplifică lucrurile. Apropo de părinte întreținător, părinte crescător, aș putea să spun că foarte mulți dintre părinții întreținători nu-și recunosc această calitate și nu știu cum să o dezvolte de asemenea natură, cum vorbeam cu tine în exemplu dat de tine, uh -huh. cum poate fi un părinte întreținător, dar și atât de crescător cât își permite el. Și atunci, de cele mai multe ori, apare manipularea în cuplu, în care celălalt îți reproșează, tu ești doar un părinte întreținător, nu ești în stare să faci nimic. Tu îi reproșezi că, da, tu ești doar un părinte crescător, nu ești în stare să faci nimic. Dacă eu nu aș plăti toate lucrurile pentru care uh, copilul nostru se poate dezvolta, dacă nu îi plătești școala privată, nu îi plătești profesorii și așa mai departe, ce rost mai ai tu ca mamă, că nu-i aduci niciun fel de plus valoare. Ea spune că n ar avea nevoie nici pe departe de banii tăi, și că copilul se poate dezvolta cu ea citind din cărți, citind de pe internet, și în felul acesta apare disputa în cuplu. Uh -huh. În condițiile în care cei doi în cuplu ar trebui să formeze o echipă. Și să spună, ok, ne folosim pe de-o parte de banii tăi, slavă ție, bine că ai tu succes, este foarte important să ai tu succes, te susținem din punctul ăsta de vedere, ar putea sp să spună soția. Tu o susții pe ea în calitate de mamă crescătoare, ea te susține pe tine în calitate de uh, tată întreținător ea își dezvoltă și calitatea de mamă, de mamă întreținătoare pentru că de multe ori spun dacă te mulțumești cu un soț întreținător și la un moment dat soțul decedează, ce faci? Este foarte important fiecare dintre cei doi să se dezvolte în cuplu, de asemenea manieră încât în orice moment al vieții de cuplu să poată prelua și calitatea de crescător și aceea de întreținător. Da, uite aici, cred că în nația noastră, așa cum spui tu, sunt foarte multe mame care sunt Crescătoare, însă foarte puțin întreținătoare. Întrebarea este următoarea. Pe ea, ca individ, cât o afectează faptul că nu are și acest rol sau nu are un venit al ei care să-i dea o siguranță? Cât o afectează în relația de cuplu? Dincolo de cât o afectează, ar trebui să ne gândim ce face ca să nu fie în situația respectivă, că putem avea o tulburare de personalitate pasiv-agresivă în care ea pune vina cumva pe copil și pe tine, că ea nu se poate dezvolta din punct de vedere profesional și vine și spune că, uite, eu atât de mult mă ocup de copil, încât uh, am renunțat la carieră. Uh -huh. Nu trebuie să existe o renunțare pe tema asta. Toate lucrurile din cuplu ar trebui să fie ca într-o salată. Toate ar trebui să vină la momentul lor, tocmai pentru a da gustul final. Uh -huh. Și atunci o mamă crescătoare nu trebuie să se mulțumească cu a fi crescătoare, ci trebuie să se gândească și la calitatea ei de a fi întreținătoare tocmai pe premiza a ceea ce spuneam mai devreme. Ce faci dacă moare întreținătorul? Sau ce faci da. dacă întreținătorul pleacă cu o altă femeie? Uh -huh. Ajungem și acolo. Și doi, ce exemplu îi ofer copilului? Că minunat ar fi ca fiecare dintre cei doi părinți într-un uh, semi echilibru, dacă vrei, să-i arate copilului ambele calități, și de întreținător și de crescător. Uite, eu sunt un bărbat puternic pentru că am dezvoltat firma asta de instalație, de transport sau ce faci tu. Soția să spune, uite, eu sunt o mamă întreținătoare pentru că, uite, mă dezvolt profesional, nu știu, sunt contabilă, sunt avocat, sunt procurar, sunt notar, sunt ce-o da? Cât și cea de uh, crescător în care se spună, uite, dincolo de ceea ce realizăm în plan social, toate lucrurile astea le realizăm pentru noi, dar și pentru tine, ca să te bucuri de cele mai bune condiții Aici aș vrea să pun următoarea ipoteză. Mama e comodă și a zis, bă, uite, bărbatul meu, vorbesc într-un limbaj mai popular, bărbatul meu uh, face bani, are firma asta sau el, nu știu ce, inginer de pe undeva câștigă foarte mult și ei convine, comodă. Și la un moment dat ea din comoditatea ei, ea ce rămâne cu treburile casei, care înseamnă mult fizic, da, se consumă multă energie, însă nu mai are nicio treabă pe carieră, nu mai face nimic. Și la un moment dat, bărbatul ăsta, așa văd în societate, evoluează foarte tare. Femeia rămâne mult în urmă. Și la un moment dat, bărbatul o să trezește și zice, băi, e ceva neregulă cu tine, tu ce faci, de ce dormi? Și o ia direct. Cum ar trebui pus mesajul ăsta de așa natură încât să o stimulezi? Că, din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori, femeia intră în rolul de victimă incontestabil, intră în uh, acea tulburare de personalitate despre care vorbeam mai devreme, pasiv-agresivă, în care eventual vine și spune copilul are 5 ani acum te-ai trezit tu să-mi reproșezi că stau de 6 ani acasă cine a avut grijă de copil până acum? Indiferent de faptul că m-am îngrășat, indiferent de faptul că nu mai m-am întreținut, indiferent de faptul că tu te întâlnești cu anumite tipe în societate care arată mult mai bine, tu ar trebui să mă iubești pe mine pentru, doar pentru calitatea de mamă și pentru cât am lucrat cu copilul nostru ceea ce este o greșeală strategică. Pentru că mama nu ar trebui să ajungă niciodată doar mama, așa cum spuneam mai devreme, o relație este o sumă de interacțiuni. Noi doi parteneri, noi doi prieteni, noi doi având o proprie carieră, carieră nu înseamnă că acea carieră trebuie să fie fulminantă pentru amândoi. Dar trebuie să ai o profesie care să-i arate copilului tău, așa cum spuneam mai devreme, că și tu ești în stare să aduci ceva la bugetul familiei, chiar dacă soțul aduce de 10 ori sau de 1000 de ori mai mult decât tine. Trebuie să-i arăți copilului că dacă soțul pleacă cu o altă femeie, tu îl poți întreține. Nu da. trebuie să cazi în acel rol în care se spui, uite, tai că tu ne-a părăsit și nu vrea să mai aibă grijă de noi. Pentru că, în fond, și la urma urmei, chiar dacă o să doară chestia asta, cu siguranță va dorea uh -huh. când va fi auzită, nu e luat de crescut. Da. Am scris un articol la un moment dat care a fost destul de dezbătut în mediul online dacă ai dreptul să-ți refaci viața la 40 de ani. Și are să te mire, dar multe mesaje negative au venit la vremea respectivă din partea multor femei care cumva se regăseau în rolul de mame eroine. Vezi, doamne, eu mi-am petrecut toată viața pentru copil și pentru casă ca partenerul meu să se dezvolte și m-am trezit după 10 ani sau după 20 de ani de când l-am cunoscut că ăsta pleacă cu o altă femeie mai reprezentativă pentru el. Păi nu era normal să se întâmple asta? Ba da. Pentru că fel. el s-a cultivat social. Uhum. a întâlnit altfel de persoane care vorbesc despre altfel de lucru și a creat o, as o altfel de lume iar lumea de acasă nu mai este reprezentativă nu mai este atât de reprezentativă cât era la început uhum. tu te-ai pierdut pe parcurs da, uite aici uh, primez multe, multe povești de la voi pe care le pun în discuție aici sub formă de anonimat puteți să trimiteți la contact aronflorentiniordache.ro nici măcar adresa de mail nu trebuie să fie a voastră, scrieți acolo ceva ca să puteți să trimiteți mesajul. Și am o, o poveste. Mamă divorțată, 40 de ani, spune că domnule eu nu mai am energie să mai refac viața, nu mai am energie pentru un bărbat. Trebuie să am timp să-l fac să se îndrăgățească, să etică, etică. Ce se întâmplă în momentul ăla în ființa respectivă? Păi la fel în care ai descris-o, evident, suferă de o depresie. Și de obicei nu este neapărat uh, un episod depresiv major în ceea ce spui, ci vorbind de o dispoziție distimică, deci de o depresie care s-a întins pe o perioadă mai lungă de timp. Uh -huh. Mama respectivă nu mai vrea să lupte cu viața la modul general. De multe ori am spus, dacă ești într-o relație toxică, cum de altfel 9 din 10 relații în România sunt toxice din nefericire, rămâi lângă un partener toxic, arătându-i copilului tău calitatea ta de mamă victimă sau decizi să faci ceva cu viața ta arătându-i copilului tău calitatea ta de mamă puternică, care se descurcă. Bărbatul la 40 de ani, divorțat. Uite aici aș vrea să mă corectez, poate am pus eu niște expresii anapoda, nu știu, nu mă pricep așa de bine. Există, după divorț, bărbatul se poate numi bărbat divorțat, iar femeia mamă divorțată, dacă rămâne cu copilul? Bineînțeles. Da. Bărbatul divorțat. Un bărbat care dormea pe canapea. Se trezește singur. Eventual și dat afară de, din casă uneori. Ce are de făcut bărbatul acesta pentru câțiva pași, nu știu, 4-5 pași pe care îi poți recomanda tu, ca să se trezească și să înțeleagă, bă, mai am Speranță la o viață fericită? În primul și în primul rând, ar trebui să se gândească la profesie. Este primul element din cele trei rădăcini uh -huh. despre care am vorbit în plan terapeutic, pe care te poți baza. Pentru că spuneam că omul este ca un copac, apropo de da, uh, da. <laughs> tema uh, ta, uh, cu trei rădăcini foarte puternice, care ar trebui, prin care ar trebui să se hrănească aproximativ în mod egal. Vorbim de, fa de familie, vorbim de carieră și vorbim de societate. Bărbatul respectiv, să spunem că una dintre rădăcini o pierde, pierde rădăcina familiei. Familiei constituite de el, pentru că poate mai rămâne cu părinții, mai rămâne cu frații, deci totuși pe acea rădăcină mai vine totuși ceva, se vă, din alte părți. Te poți trezi că frații, surorile te pot sprijini foarte tare, cum nații, cum natele și așa mai departe. Da? Dar primul element de care se poate lega este cariera. Băi, cine sunt eu, ce reprezint eu pentru societate și ce pot face mai bun pentru mine? Pentru că, dezbătând pe tema carierei, bărbatul respectiv poate să-și recapete stima de sine. Eu am spus întotdeauna, nu cred în teoria lui Osho, aceea că stima de sine se află în înăuntru omului, decât pentru narcisici sau pentru stilul lui. Oameni cărora nu le place societatea și trăiește din scris de cărți. Și atunci uh -huh. trebuie să spună un lucru uh -huh. care să pară oarecum digest pentru cei care îl citesc. Nu poți să te uiți în oglindă și să spui, băi, ce frumos și spiritual și dezvoltat sunt eu. Atunci ești narcisic și atunci nu ai stimă de sine dacă nu faci asta. Uhum. Stima de sine o creionezi, stima de sine este o oglindă a mea în care se oglindesc toate comportamentele persoanelor pe care le întâlnesc, care îmi spun, ești cult, ești civilizat, ești bun în meseria ta, ești deosebit sau nu și atunci stima de sine se formează din interacțiunea cu ceilalți. Un astfel de bărbat ar trebui să plece în, într-un prim pas spre recreionarea stimei de sine plecând de la bază, plecând de la ce știe el să facă. Da, practic asta e și o siguranță pe care ți-o capezi tu ca și ulterior și femeile o văd la tine. E incontestabil, da. pentru că nu vrei să rămâi neapărat singur. Am mai scris despre sindromul proximității, care este caracteristic da, da, spațiului prins. balcanic, da? mm -hmm. în care noi nu avem flirtul social. Nu vedem persoane chiar dacă le vedem așa, ca și sumă de interacțiuni, flirtând de la distanță. Noi nu avem acea interacțiune directă în care te poți duce la o femeie să te prezinți bună, sunt Constantin, 40 de ani, divorțat, te-am văzut, ești drăguț, aș putea lua loc cu tine să, la masa ta, să stăm de vorbă, să ne prezentăm, să stăm de... să pur și simplu să legăm o relație. Poate de prietenie, de amiciție, de ce nu? Sau poate mai mult decât atât. Și atunci avem sindromul proximității. Din nefericire și bărbatul la 40 de ani și femeia la 50 de ani își poate găsi cel mai ușor partener din proximitate, de la serviciu, printre prieteni, printre vecini, printre cunoștințe. De aici se găsește și amanta, de cele Amin. mai multe ori. Ai Amici? mai subliniat. Bineînțeles, pentru că de obicei amanta este cea care face diferența, amanta este cea care îl stimulează pe bărbatul respectiv la 40 de ani și spune, băi, dar la cât ai realizat tu? Mai stai cu femeia asta care nu e în stare să facă nimic, care miroase tot timpul numai mâncare, pare a mâncare, care s-a îngrășat, care nu se mai întreține, nu se mai îngrijește, nu s-a mai vopsit de nu știu cât timp și joacă rolul victimei perpetue în relația cu copilul tău ținându-te ancorat într-o relație păguboasă pentru tine. Tu nu poți să ieși la restaurant, nu poți să ieși cu prieteni, nu poți să mergi în vacanțe, pentru că ea are o dispoziție distimică și preferă să-și petreacă spațiu și timpul în casă. Da. Revenim la amantă. Da, am plat foarte mult dialogul. Cât consider tu că ar trebui să dureze pauza după divorț până te refaci? Nici măcar nu este importantă pauza. Deci, travaliul de doliu principial ar trebui să nu existe. Travaliul de doliu există pentru cel care se vede victimă uh -huh. și nu găsește, într-adevăr, pe celelalte două rădăcini, prin prisma prietenilor, amicilor, hobbyurilor sau prin prisma familiei lărgite, alte relații de proximitate. Și atunci se transformă în bărbat victimă. Uh -huh. Dacă bărbatul respectiv începe să își coreleze activitățile și acțiunile cu familia de bază și cu o sumă întreagă de interacțiuni la serviciu, cu o sumă întreagă de interacțiuni în privința hobby-urilor. Noi suntem o societate lipsită de hobby -uri. Lipsită de hobby -uri. Da? Foarte puțini uh, indivizi din societatea din România, sau indivizi din societatea din România, și femei și bărbați, nu putem face o diferențiere, uh, merg nu știu, de două-trei ori pe săptămână la sală, de două-trei ori pe săptămână la un bowling, de două-trei ori pe săptămână la un tenis, de două-trei ori pe săptămână pur și simplu la niște întâlniri sociale, la niște activități de dezvoltare personală, astfel încât să întâlnești și alt fel de persoane. Uhum. Pentru că într-adevăr după 10-15 ani Este posibil ca o anumită relație să nu te mai reprezinte Este sănătos pentru noi Să ne așezăm la masă Și să Constatăm lucrurile care ne țin Și dacă observăm că sunt puține Să ne dăm mâna frumos Și să ne vedem fiecare de viața lui Așa ar fi normal Dar am spus întotdeauna că suntem o societate ipocrită Cu ce sfaturi ne ajuți tu sau ajuți oamenii care sunt în această situație să realizeze, mă, tu nu mai ai ce să cauți în relația asta pe românești. Păi în primul și în primul rând le spun în momentul în care vin în terapie de cuplu că terapia de cuplu nu presupune în mod obligatoriu ca cei doi să se potrivească. Este foarte posibil în cadrul terapiei de cuplu să descoperi că sunteți atât de diferiți și că nu aveți nici cea mai mică disponibilitate să intrați în rezonanță unul cu celălalt, încât cea mai bună soluție pentru voi este să formați eventual un alt cuplu. Dar, din nefericire, de cele mai multe ori într-un cuplu se află o persoană victimă, că e femeia, că este bărbatul, care se leagă de relația respectivă, doar prin prisma faptului că s-a obișnuit cu relația aia și că nu-i place să se confrunte cu viața reală. Mm -hmm. Și acolo este marea problemă. Cum adică nu vrea să se confrunte cu viața reală? Prin prisma faptului că rămâne într-o relație toxică. Mm -hmm. Dacă te-ai uitat de jur în tău și ai evaluat, nu știu, 10 dintre relațiile prietenilor tăi, fără să o facem aici, ca să nu-i facem publici. Uh, ai putea descoperi că, probabil, 7 opt rămân în niște relații despre care vorbesc doar la modul negativ. Te întâlnești cu ei timp de 5, de 10 ani și nu mai se plâng. Uh -huh. Soțul nu face, soțul nu drege, soția nu face, soția nu drege. Și dacă mă, și pentru ce rămâi? E riset. Pentru ce rămân oamenii în relațiile toxice? Pentru casă, pentru rate la bancă, pentru ce rămân? De cele mai multe ori din lașitate. Wow! E dureros, dar asta e adevărul. Frica de singurătate îi face să fie lași? Frica de singurătate, frica de a lupta cu viața, faptul că știu că suntem o societate ipocrită și că nu poți întâlni repede un alt partener, de ce franzuzaicele nu au problema asta? De ce tipele din Spania sau din Portugalia nu au problema asta? pentru că ele știu foarte bine. Eu rămân cu tine atâta timp cât relația asta mă reprezintă și pe mine și pe tine. Păi da, ok, dar vezi tu, părinții, generația părinților mei spun, bă, aveți copilul ăla, gândești. Și ce să vadă copilul ăla, Florin? Două victime care se bat cap în cap? Doi părinți care se plâng unul de celălalt? Doi părinți care nu se înțeleg? Sau ar fi mai bine să vadă măcar unul dintre părinți care iese din relația toxică, se duce luptă cu viața și demonstrează copilului ce are el de făcut, ce facem? Perpetuăm acest viciu de procedură spunându-i, indiferent dacă ți-ai ales pe cineva și ai făcut un copil, este o închisoare, am scris pe tema asta și l-am denumit sindromul Ana lui Manole. Nu te bagă nimeni într-o colivie. Căsătoria nu este o colivie. Căsătoria este o înțelegere între două persoane, validă atâta timp cât cele două persoane au valori congruente atâta timp cât persoanele respective formează o echipă. Dacă am face un tenis de dublu, eu servez bine, eu mă duc singur la fileu, eu scot toate mingile și tu doar stai și te plângi pe marginea terenului, în spatele terenului. Că n-ai chef, că nu e bine, că... și mai mă și judec eventual pentru ceea ce fac. De ce aș mai forma echipă cu tine? Când de partea cealaltă a fileului se mai află încă o echipă în care partenerul celuilalt face același lucru cu el. De ce bărbatului este mai ușor în proximitate, așa cum spui tu, să apeleze la o doamnă care îi oferă anumite validări. Că până la urmă tu ai susținut și spui, bărbatul nu pleacă de acasă din patul conjugal neapărat pentru sex. Eu asta am înțeles. Exact. Nu, sunt foarte mulți bărbați, sunt foarte multe femei, dacă vrei, care suferă în urma faptului că intră în relații cu bărbați căsătoriți, care le promit la început marea cu sarea. Și care rămân totuși în relațiile alea oarecum toxice, uh -huh. pentru că unul dintre elementele prin care poți cuceri în proximitate este mai degrabă să te plângi. Dacă vrei, empatie. Din această perspectivă, e mai degrabă simpatie decât empatie, Simpatia. mai mult decât empatie. Uh -huh. Dacă vrei din punctul ăsta de vedere, o femeie o cucerești mai degrabă plângându-te decât lăudându-te. Da. Și dacă ai o colegă care te înțelege că, uite, partenera mea nu mai pleacă din casă, partenera mea nu vrea să iasă la restaurant, partenera mea nu vrea să iasă în oraș, partenera mea mă pune să duc copilul pe acolo, pe colo, ea stă numai acasă, facem mâncare, ea va încerca să te stimuleze considerând că poate să formeze din tine sau alături de tine o echipă mult mai bună decât echipa din care faci tu parte. În schimb, mulți dintre bărbați, din nefericire pentru ele, consideră că în momentul ăla este o echipă în extenso, Acasă uhum. am liniștea unei femei crescătoare care are grijă de copil, iar tu ești o amantă cumva întreținătoare din punct de vedere sexual uhum. și care mă calibrează la serviciu. Da, da. Uite, am primit un mesaj, asta ca să vedeți că o iau în serios misiunea asta pe care o am eu aici la copacul vieții. O amantă îi spune iubitului, îl și denumește iubit, ea singură fiind, îi spune Trebuie să faci ceva, să fim împreună, da? nu mai sunt de acord să fii și cu soția și cu mine, și acesta o refuză. Și îi spune, nu, lasă-mă în pace, dacă n-ai nevoie de mine, nu mă mai căuta. Ce dovadă, ce dovedește bărbatul în momentul ăla sau ce-și dovedește lui? Își dovedește că nu-i trebuia amanta respectivă, pentru că sunt bărbați care renunță la familia de bază pentru amantă, formându-și o altă relație. Sunt bărbați care tărăgânează relația de amantie la nesfârșit, tocmai prin prisma faptului că și amanta le permite și crede uh -huh. în promisiunile bărbatului că mai devreme sau mai târziu încă nu e momentul, e copilul mic, încă nu e momentul, e soția ușor bolnavă, încă nu, nu e momentul, că trebuie să treacă copilul să dea examenul de bacalaureat pentru că va fi un examen greu și nu vreau să-l traumatizez și așa mai departe. Și atunci e posibil ca amanta să creadă în aceste elemente sugestiv ve ale bărbatului, în condițiile în care, din nou, dacă femeia respectivă ar veni în terapie, ar trebui să-și pună problema. Băi, dar eu nu cumva am creez o dependență de un bărbat care este mai dependent de relația lui de familie. Pe acel principiu despre care vorbeam mai devreme, el crede în căsătoria aceea clasică. Are acasă o mamă crescătoare, are acasă sentimentul de acasă. Și pe mine mă vede doar ca o distracție, pur și simplu. Uh -huh. Și ei va fi greu să-și dea seama de lucrul ăsta și va fi greu să-și asume. Că este doar o distracție pentru bărbatul respectiv, și că nu va trece la calitatea de soție. Pot sau ai întâlnit în terapie femei care de carieră sunt amante? Bineînțeles. Femei care sunt în căutarea bărbatului perfect. Femei care cred mult prea repede cum întâlnesc un bărbat care spun ce vrea să audă, pentru că, din nou, suma interacțiunilor între femei și bărbați este destul de mică. Și atunci dacă femeia își schimbă locul de muncă odată la 3-4 ani și întâlnește un alt bărbat care să-i promită uh, marea cusarea. ea poate să creadă că uite ce lucru bun am făcut, mi-am schimbat uh, serviciul, l-am găsit pe ăsta care uite în sfârșit îmi promite anumite lucruri și în credința ei că în sfârșit a întâlnit persoana care va face marele pas, va divorța și va pleca alături de ea în viață, se va trezi încă o dată în plus păgubită. Se va trezi încă o dată în plus singură după o anumită perioadă de timp. Cumva, îi se dezvoltă un mecanism comportamental de așa natură încât ea știe să stea în pătrățica ei acolo și să se bucure de interacțiunea minimă? Nu, foarte nu. puține femei fac asta. De cele, de cele mai multe ori, cele mai multe dintre amante suferă îngrozitor pentru faptul că sunt doar în rolul de amantă. Ok. Aici mi a -ai pus la file o minge. Cu momentul în care să divorțezi într-un într cuplu în care există și copil, există vreun moment potrivit pentru a divorța în, în cazul lui unui copil prezent în cuplul respectiv? Pentru copil nu există niciodată momentul potrivit și dacă vorbim de el până în patru ani, indiferent dacă vorbim de, despre copilul respectiv înainte de examenul de final de clasa 8-a, dacă vorbim în timpul liceului sau a facultății, orice copil își dorește o unitate cumva acasă. Dar în egală măsură, dacă eu mi-am găsit o parteneră de adevăratele în viața reală, pot să-i arăt copilului că tranziția mea de la mama lui la o nouă parteneră, îi va face mult mai bine, va avea nici mai mult, nici mai puțin decât trei părinți. Dacă va ști să negocieze corect din punctul ăsta de vedere și voi da acel exemplu despre care vorbeam mai devreme, în care, băi, nu rămâne într-o relație păguboasă. Uh -huh. Dacă despre relația ta ai mult mai, mult, mult mai multe lucruri negative de spus decât pozitive, pentru ce rămâi? Eroismul ăsta este absolut abject pentru tine. E o lipsă de respect față de tine însuți că nu faci pasul ăsta? Florin, de cele mai multe ori este bă, lipsă de o altă șansă. Dacă persoanele respective ar fi sincere, ar descoperi că nu mai au nici pe departe dorința de a se aranja, de a cuceri o altă persoană, n-au unde să o cucerească și atunci rămân în relația poguboasă. Da, au unde, scuză-mă, au unde. E Cel mai bun exemplu care l-ai la, 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 spus, du-te și interacționează, așează-te la o masă. Mie îmi place treaba asta, îmi place. Da, numai că în România dacă faci lucrul ăsta, în 9 din 10 situații te trezești pus într-o postură absolut ingrată pentru tine. Vei vedea că femeia respectivă se comportă destul de urât, ca să nu spun mai mult de atât. Pentru că, din nou, nici femeile, nici bărbații nu știu să interacționeze între ei dacă nu se cunosc. Ok. Cuplu. Copil, casă, mașină, vacanțe. Am tot spus asta, dar asta e realitatea. Eu așa, de când fac podcastul ăsta și citesc mesajele oamenilor, lăsați mesaje cu întrebări, comentarii și follow, mă ajută foarte mult, se trezesc așa dintr-o dată că, bă, ce e cu noi? Că, cum, de ce, ce facem aici? Mulți dintre ei, păi, ce să facem? Hai să mergem la teras. Dar, de fapt, noi ne ascundem de niște nevoi. Cum ne stabilim nevoile în relația de cuplu? Păi, plecând de la nevoile de bază, plecând de la modul în care arăt, de la posibilitatea de a crea o nouă carieră prin prisma modului în care îi arăt copilului, așa cum spuneam mai devreme, calitatea de părinte puternic, pentru că mulți dintre părinți le cer copiilor, l-am și denumit sindromul copilului campion, își pun frustrările și nerealizările lor în cârca copilului. Știi? Eu am făcut fotbal, n-am ajuns foarte sus și pentru asta poate ne te dau la fotbal. Indiferent că ai două picioare stângi, tu va trebui să fii fotbalist de carieră pentru că așa am doresc eu. Da. Da? Deci plecând de la fiecare calitate pe care noi o, o considerăm a fi reprezentativă pentru noi. Trebuie să ne recreionăm la nivel de personalitate. Trebuie să ne regândim la nivel de strategie personală. Băi, ce caut eu în viața mea? Da, exact. Ascultând multe din lucrurile care sunt pe net spuse de tine, eu personal m-am gândit cu agenduța asta să mă pun în față și să-mi fac o listă de nevoi în relația de cuplu. Excelent. Ok și merg la soție. Și uite, eu îi spun soției mele, păi nu știu, eu în momentul când văd, și să mă corectez dacă o fac corect, uh, când văd o femeie pe stradă și e roșcată, pe mine mă excită foarte tare ca bărbat. Ea nu vrea niciodată să apeleze la această culoare. Ce e de făcut în situația nevoii mele? Păi acolo ar trebui să existe o negociere pentru că este posibil să nu fie neapărat uh, ideea de roșcată cât este vorba despre implicare. Am spus în spațiul online și sunt primul care o spune că de obicei în actul sexual femeia este mai degrabă pasiv, observatoare și bărbatul este cel care prestează. Da. Dacă și-ar pune fiecare câte un din asta care să arate numărul de calorii consumate, am vedea că femeia este pasiv observatoare și eventual observator critică, că tu prestezi jumătate de oră, o oră, două ore, trei ore, ea la final se declară nesatisfăcută, fără să se implice de adevăratele, fără să-și trăiască propriile fantezii, fără să se deschidă de adevăratele cu ce și-ar dori să simtă în pat și să se implice în actul sexual. De obicei, femeia consideră că dacă s-a dezbrăcat și se oferă bărbatului, este maxim din ceea ce poate face pentru el. Da, e foarte întâlnită situația asta, mai ales pentru faptul că tu știi foarte bine, mai bine decât mine, că 9 din 10 oameni sunt nesatisfăcuți sexual, atât femei cât și bărbați. E incontestabil, mă da. E incontestabil, pentru că plecând de la baza relației, așa cum spuneam, de obicei bărbatul este cel care prestează 80%, indiferent că ține 3 sau 10 minute sau jumătate mm. de oră, femeia rămâne pasivă și ulterior agresivă, reproșindu-i că nu s-a simțit satisfăcută. De cele mai multe ori, femeia nu spune ce și-ar dori de adevăratele crezând că va veni bărbatul ăla, de asta l-am și denumit sindromul de să-l găsești rapid tot de mine promovat pe internet, femeia tot crede că va găsi la un moment dat un bărbat care va satisface din toate punctele de vedere, fără ca ea să-i spună absolut nimic, că există o chimie acolo și că bărbatul ăla va ști numai uitându-se la ea, tu te exciți și te inciți dacă te ating acolo, dacă te ating dincolo și așa mai departe. Într-adevăr, există o anumită paritate chimică între anumiți indivizi, dar asta nu înseamnă că un sindrom de Speradus între doi indivizi care s-au întâlnit și se excită și se incită doar dându-și cu degetul pe spate, uh -huh. vor rămâne în acest stadiu toată viața lor. Da, 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 da. Uite o să studiez cele 12 uh, sindromul moș Crăciun, sindromul toate, o să mă uit la tine pe blogul ei, nu? Da, da, da. Da, psiholog Constantin Cornea.ro Psiholog, ok. Bun, femeia nesatisfăcută, dar care nu îndrumă bărbatul. Ce o ține pe ea să nu l îndrume? Că până la urmă ea povete și bă, nu am orgasm. De ce n-am orgasm? Că ăsta termină în două minute. Nu știu, eu aici am o, o, idee. Pentru că eu dai rar. Nu știu. Pentru că nu îl îndrum. Dar dacă tu nu ești satisfăcută, de ce nu este femeia din această carapace? De asta acolo a oferi, da? Că mai vorbești eu cu băieții, știi? se povestește mult în online. Dacă te duci la o petrecere, o să vezi că bărbații stau pe dreapta și vorbesc de chestiile astea, fetele stau pe partea aia, lantă și vorbesc de copii. Deci ce o face să stea în carapacea aia acolo? A, frica de a fi judecată și dorința de a juca rolul victime. Deci asta a, sus, susții că femeile sunt cele mai frecvent în, în rolul ăsta de victimă? Da. Da, de cele mai multe ori, da. Am scris din nou un articol care a avut uh, un vibe uh, super în uh, online, uh -huh. în care am spus, de, uh, l-am denumit uh, în felul următor. De ce femeia face uh, mai bine sex sau se implică mai mult sexual în relația cu amantul decât cu soțul? Păi amantul nu judecă. Exact. Nu judecă, are să te mire. Pentru că în relația cu amantul nu trebuie să demonstreze nimic. Uh -huh. De asta, de cele mai multe ori, uh, numărul 1 la fantezii. Pentru femei este one night stand. Uh -huh. M-am dus undeva, într-o seară, am băut un pahar de prosecco, două, a venit un tip care mirosea și arăta extraordinar, m-a luat în cameră și m-a făcut în toate felurile din perspectivă sexuală, nu din perspectiva comunicării și m-a urcat pe pereți din toate punctele de vedere, iar asta a fost fantasma supremă. Ok, dar asta pentru că ea a lăsat inhibițiile deoparte. Exact. Da. și pentru că a avut curajul de a vorbi eu ca sexolog le spun dacă ar trebui să facem scenariul bărbatul, bărbatului scenariul femeii femeia ar spune că bărbatul trebuie doar să simtă se mulțumesc cu acest apelativ se mulțumesc cu acest aspect dacă mergem din nou în societățile occidentale femeile din Occident nu se așteaptă ca bărbatul să simtă ba chiar îl provoacă spunându-i, mie îmi place așa mie îmi place așa da, e o provocare. Sunt femei cărora le place să le bagi mâna în păr, altora nu, cărora le place să le tragi mai tare, cărora nu, uh -huh. cărora le place să se implice din punct de vedere sexual mai mult, altora nu, cele care preferă mai multe poziții sexuale, altele nu. La noi se merge pe melodrama asta uh, infinită în societate, că bărbatul trebuie să fie extrem de romantic ca ea să înceapă să se deschidă. Și din romantismul ăla încet, încet, începe să excite, încet, încet bărbatul începe să simtă care sunt butoanele ei, de parcă s-ar înroși în anumite zone ea, bărbatul începe să apese de butoane și ea urcă pe culmile plăcerii. Da, eventual să încep și de dimineață. Știi, să încep de dimineață să creezi un preludiu care se întâmplă, dacă se întâmplă, știi? Foarte mulți bărbați se, se plâng că nu primesc sexul ăsta. Pentru C că și ei se limitează de obicei în a... Ok, tare și după ea ca la fotbal. Femeia pleacă de la ideea că m-am oferit, ar trebui să fi satisfăcut, și bărbatul am primit, asta este tare, și după aia că tot ține, uh -huh. am primit și de data asta și o mai vedea cum mai va fi data care vine. Totul se rezolvă tot prin comunicare, tot prin acel scenariu sexual despre care vorbeam, pe care îl aplic eu ca și sexolog. Și spun, uh -huh. spune-tu ce-ți dorești, ce fantasme, ce fantezie, că la filme porno sau la filme de genul ăsta se uită și femeile și bărbații. Da. În schimb, bărbații sunt mai cum să spun, mai deschiși și în a încerca ceea ce văd în filmele respective, spre deosebire de mare majoritatea femeilor, care și-ar dori, dar ar dori ca bărbatul să ajungă în punctele alea în care să o țină de păr, -o tragă de păr, să o pună în anumite poziții, fără ca ea să-i spună. El ar trebui să simtă când. Uh -huh. Și dacă relația este deja și există de 5, 7, 10 ani, 12 ani, 15 ani, e greu ca bărbatul să se ducă cu acest scenariu, Pre, presupunând că bărbatul respectiv vine la mine ca și sexolog, eu îi povestesc ce are de făcut, el se duce acasă și femeia îl, plin, îl primește cu o deschidere extraordinară. <laughs> Nici poveste de asta la terapie de cuplu trebuie să vină amândoi și separat, pentru că au tempouri diferite. Uh -huh. De cele mai multe ori marea problemă este aceasta așteptărilor Avem așteptări neenunțate. Eu așteptări și bărbații, nu numai eu, am un cerc mai larg așa de bărbați care tot discutăm. Domne, noi vrem sex, dar noi ca să mergem pe claviatura asta a femeii, va trebui să o învățăm cumva și femeia rămâne exact cum ai spus tu, rămâne acolo. În zona ei te aștept să, să se înroșească. De ce eu ca bărbat nu reușesc să trec de granițele ei? Că poate sunt eu de vine, poate nu o satisfac emoțional ca să se deschidă către mine. Pentru că de cele mai multe ori bărbații, cum spuneam mai devreme, ca la fotbal, sunt pe premiza tare și după ea repede, dezbracă-te și hai să trecem la treabă. Poate ar trebui să ne învățăm să dăm un mesaj, să-i sugerăm un anumit lucru, să avem răbdare să fie momentul potrivit, să o incităm, să o excităm și abia după aceea să trecem la actul sexual. Cum îmi dau seama ca bărbat când e momentul potrivit pentru sex cu soția mea? Păi uitându-te la planul ei de viață. Are un plan? Are un plan de care nici măcar nu este conștientă. Fiecare avem un plan cu noi, conștient sau inconștient, pe care îl aplicăm în mod curent, pentru că fiecare avem o matrice comportamentală. Da? da. Și atunci ar trebui să mă uit la ea să văd când este mai liberă, când este mai detensionată, când este mai doritoare de sex, înainte, după ciclul lunar, seara, dimineața, că și ele au biorit diferit. Uh -huh. Care sunt preferințele ei? Cum îi place să fie atinsă? Cum îi place să fie provocată? După masă, înainte de masă, consumând un pahar de vin, unele adoră după un pahar de vin, altele se excită după un pahar de vin. Sau unele se îmbat? Sau unele se îmbat, pur da, și simplu. Da. Și atunci nu mai au chef. O soție se simte abuzată de un bărbat care vrea mult sex? Dacă bărbatul este intruziv, da. Dacă bărbatul știe să-și câștige, dreptul de a face sex cu femeia respectivă, pentru că așa cum spuneam și mai devreme, mulți dintre bărbați s-ar niște etape preliminare. Mm. Nu au răbdare cu femeia respectivă, nu găsesc momentul potrivit, nu găsesc momentul oportun, nu au răbdare să le incite, nu au răbdare să le excite, nu au răbdare cu ele să fie uh, momentul creat ca o poveste și atunci se duc repede, dacă s-ar putea să rupă hainele de pe ele, să le pună în două poziții și el după 10 minute să fie la duș. Mm -hmm. Ok. Um femeile care au fost abuzate în adolescență sau în copilărie. Sunt și am auzit și am citit fel și fel de cazuri cu nu știu ce vecin, cu nu știu ce unchi, mai știu eu, chestii de din astea. Se creează un, un blocaj din punct de vedere sexual cu femeia respectivă? Unele, da, unele nu. Unele dezvoltă anumite inhibiții sexuale, unele dezvoltă un anumit comportament pasiv-agresiv, unele dezvoltă un sadomasochism, altele dezvoltă un libertinism extrem, pentru că își descoperă sexualitatea și plăcerea sexuală de la o vârstă mică, chiar dacă într-o condiție pă, negativă, să spunem, iar altele suferă un șoc dramatic la vremea respectivă, ne mai reușind ulterior să treacă dincolo de elementul de frigiditate pe care îl dezvoltă în acel moment. Ok. Dar astea sunt rezolvabile toate. Sunt rezolvabile la terapie. <coughs> Bineînțeles. Da. Diferența dintre bărbații vor sex, femeile vor dragoste. Uh, cum ai uh, defini diferența asta? Nu este această diferență. Eu spun că și femeile vor sex, și bărbații vor dragoste. Numai că fiecare vine după principiul lui. Bărbatul se mulțumește să ceară sex, și femeia în nemulțumire îi spune fără dragoste sexul nu e cel care ar trebui. Și atunci adevărul este fix la mijloc, dacă mă întreba. Uh -huh. pentru că și bărbatului ar plăcea o cultură din punctul ăsta de vedere să stai un pic de vorbă cu femeia înainte ca atunci când o recucerești să ai răbdare cu ea, să bea un pahar de prosecco să o vezi că se incită să vezi că începe să-i strălucească ochii să o vezi că își dorește să o dezbraci să o vezi că își dorește să o inciți, să o exciți fără să treci la actul sexual direct să o vezi că nu știu, îi provoci un orgasm înainte de a începe actul sexual ca atare da. Și da. atunci tu poți descoperi, ca bărbat, că este un cult al sexului pe care societățile, de exemplu, orientale îl au, da? Apropiindu-ne de Orientul îndepărtat, să spunem așa, ok? Uh -huh. În care bărbatul ar trebui să nu considere că, că sexul este un sport. Ar trebui să-și câștige această calitate. Ar trebui să treacă de cele trei etape, așa cum spuneam, incitat, excitat, sex abia după. Ai subliniat la un moment dat. Um să nu să ai grijă ca femeia ta să nu rămână lată seara după toate treburile prin casă. Cât, in, cât, e nevoie să intervină în treburile gospodărești un bărbat? În sensul în care mulți spun, bă, nu mă pune să spăl geamuri. Păi da, dar apropo de incitat, excitat, dacă vrei să ai timpul ca femeia respectivă să ajungă la excitație, pentru că multe dintre femei ajung să se excite după 20 de minute, 40 de minute, timp în care bărbatul eventual aș termina ce el a duși. Și atunci dacă vrei să-i creezi disponibilitate femeii respective, poate ar trebui să și ajuți. Ok? Eu nu consider că treburile din casă sunt doar ale femeii. Consider că treburile casei trebuiesc instrumentate împreună. Sau dacă într-adevăr te consideri un bărbat puternic care nu se poate aplica la nivelul de a spăla farfurii, geamuri sau de a face curățenie prin casă, foarte bine, plătește pe cineva. Da, sunt, e și cazul ăsta și am plătit pe cineva da? să te am de vorbă cu o cunoștință și ai zis bă, am plătit am făcut tot ce a stat în putința mea pentru că pot financiar să pun o menajeră să calce să tot ce trebuie în casă, să facă și de mâncare tot nu avea disponibilitate sexuală, atunci ce mai e? Atunci este depresie, atunci este dispoziția distimică despre care vorbeam mai devreme la femeie ea nu are o sumă de interacțiuni incitante probabil că își petrece prea mult timp acasă la tot felul de filme romantice probabil că scenariul ei de viață la modul general nu se mai hrănește pe principiul celor trei rădăcini iar își hrănește doar rădăcina familiei cariera, nici poveste interacțiune colegială sau dorința de, creștere, so de creștere socială aproape zero hobby-uri, relații de prietenie zero și atunci este o persoană, o persoană cu dispoziție distimică este o persoană ca un copac care se mai hrănește printr-o rădăcină mică uh -huh de unde își trage foarte, foarte puțină sevă și te mir că la orice vânt poate să fie dezrădăcinat. Ok. Bărbatul constată asta. Se uită acum la noi. Uh -huh. Și constată soția lui stă într-o rădăcină. Da? Și se merge la ea. Băi, ai să mergi la o terapie. Hai să faci o X. Și femeia nu vrea să iasă din, din carapacea de acolo. E tare ca o, ca o carapace de broască testoasă. Treci cu camionul peste ea degeaba. Ar trebui să-și ofere o perioadă de timp în care să încerce să-și valorizeze soția, iar dacă vede că soția nu-și dorește să fie ajutată, să încerce să-și caute o altă relație. Pentru că este evident că acea relație este de ajuns de stricat încât nu o mai poate repara el. Uh -huh. Da, ok. Știi, așa cum spuneam mai devreme, relația nu este o închisoare. Eu pot să-i spun partenerii, bă, îți petreci prea mult timp acasă, n-ai niciun fel de prietenă, n-ai niciun fel de hobby, nu te preocupă nimic, îți are inima de la orice... Intri în fibrilație de la orice, are legătură eventual cu copilul, mai puțin cu mine, te doare tot timpul ceva, ești tot timpul uh, într-o durere, ești tot timpul într-o uh, stare pasivă. Eu nu pot să te scot din zona asta. Putem să mergem la un profesionist care să ne ajute, putem să mergem la un preot, că e gratuit. Da. Preot a jucat rolul de, 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 da, de la, da, da. Uh, psiholog social timp de 2000 de ani. Este o soluție rezonabilă, gratuită iar din această perspectivă indiferent de religia despre care vorbim preotul poate fi o soluție nu vrei la preot mergi la psihiatru pentru că sunt anumite tratamente care te pot reabilita bine nu te pot face fericit când te droghează, uh -huh. dar te pot ajuta să depășești dispoziția aceea distimică dacă nu vrei să mergi sau nu ți permiți să mergi la un psiholog uh -huh. dar dacă îți permiți să mergi la un psiholog și tu nu vrei eu pot să spun bine foarte bine draga mea uite eu țin foarte mult la tine te iubesc când doresc o relație cu tine îmi dau seama că tu ai căzut într-o văgăună din care eu personal, uite, o să mă chinui timp de șase luni de acum încolo să te scot. Și atunci o să fac ceea ce se denumește intervenție la americani. O să încerc prin prietene, o să încerc prin prietenele tale, prin prietenele de familie, prin familia ta, prin familia mea, eu personal, prin copil. Dar după o anumită perioadă de timp, dacă după toate încercările mele tu ai rămas în văgăuna ta, este evident că eu nu te mai pot vindeca pe tine. Iar eu nu o să-mi petrec toată viața încercând să te repar pe tine. Pentru că eu te-am luat pe principii de egalitate în relația de cuplu, nu te-am luat în calitate de pacientă. Egalitate. În terapia uh, pe care o faci tu cu oamenii ăștia, în câte cupluri există egalitate? În um, foarte puține. Mai ales că principiul egalității nu presupune să fim egali în toate. Așa cum spuneam mai devreme, egalitatea trebuie să fie în participațiune. Băi, uite, te mai ajut de două, trei ori pe săptămână sau chem o menajeră de două, trei ori pe săptămână ca să ai mai mult timp să te aranjezi. Nu să stai mai mult timp în pat să te uiți la filme. Că asta nu ne ajută. Îți ofer mai mult timp să ai grijă de tine. Îți ofer mai mult timp să ai timp pentru a crește tu profesional. Îți ofer un timp mai de calitate ieșind împreună în oraș pentru a interacționa și în alte medii. Nu neapărat în mediul ăsta care mi-a să ciorbă tot timpul ok? Îți ofer posibilitatea de a, se, de a te simți iubită. Pentru că merg cu tine, te aranjezi, uh -huh. ieșim în societate, ne prezentăm așa cum era la început. Da? Bărbatul are nevoie de o femeie la fel de importantă în societate așa cum este văzut el? Nu neapărat. Două să în aceași, că nu vor încă încăpea niciodată. Tocmai de asta este plin București dacă vrei, de, de femei trecute de 35 de ani. Cu sau fără copil singure. Uh -huh. Pentru că consideră că dacă sunt femei puternice care au realizat un lucru, ă, asta ar trebui să le aducă succesul și în relația cu partenerii. Sau să le aducă un partener. Uh -huh. ne înțelegând că ele au devenit deja femeie bărbat. Și sunt foarte puțini bărbați, mai degrabă bărbații ăia care caută o mamă uh -huh. vor fi cei care vor fi disponibili pentru relațiile cu ele. În schimb, ele nu-și doresc relații cu bărbați care le văd în rolul de mamă, își doresc bărbați puternici, iar bărbații puternici de obicei nu își doresc alte femei puternice lângă el. Uh -huh. Am spus o dată în mediul online că bărbații puternici își doresc femei submisive uh -huh. și a stârnit un val atunci destul de negativ, pentru că femeile au perceput lucrul ăsta într-un mod negativ. Uh -huh. Am spus că bărbații puternici își doresc de principiu femei submisive pentru că așa înțeleg ei să comunice. Pentru că așa înțeleg ei că pot să se... Um, pot să-i arate femeii de lângă ei că ei sunt uh, persoane importante, că au câștigat îndeajuns, că sunt îndeajuns de cunoscuți pentru a se prezenta cu ei în societate. Dacă femeia vine și spune, dar pot plăti 50-50 ca, tine, cu, ca și tine, cum sunt și nemții. Da, dar noi nu suntem nemții. Nu avem cultura aia. Nu avem nici pe departe mm -hmm. cultura anglosaxonă. Și multe comentarii aștept de la voi și clopoțelul ăla să mă ajute și pe mine să, să urc mai sus. Constantin femeia bărbat, femeia în energie masculină sau fiecare cum vrea să o numească, se trezește că s-a dus sus și la un moment dat oare ea are un comportament în care îl tratează pe bărbat ca pe un copil? De multe ori femeia care a ajuns sus, așa cum îți spuneam mai devreme, nu își dorește neapărat un bărbat pe care să-l trateze ca pe un copil. Ea își dorește eventual un bărbat care este mai sus decât ea. Își dorește un bărbat și mai opulent, și mai important, uh -huh. pentru că vrea cu atât mai mult să urce social. În schimb, știm cu toții din uh, literatură că cu cât urci mai mult pe, pe munte, cu atât spațiu e mai mic. Uh -huh. da, da, Cu bun cât asta. urci mai mult în societate, de asta n am denumit sindromul Everest pentru, pentru oamenii de business, cu cât ajungi mai în vârful piramidei, cu atât ai mai puține persoane lângă tine. Uh -huh. Pentru că e aerul mai aer rarefiat, sunt foarte puțini cei care sunt la nivelul tău, am foarte multe persoane care au ajuns în poziții foarte puternice social, din perspectivă socială, din, din perspectiva financiară, mm -hmm. și care spun Mă simt singur. Mi-am spus toată viața că dacă voi realiza, voi fi CEO la o companie mare, voi fi fericit. Și mă simt singur, mă simt abătut. Femeia vine acasă, îl găsește pe bărbat în canapea, ordine, curățenie, mâncare pregătită și ea nu e mulțumită. Și ajunge la discuția asta în care îi spune, bă, trebuie să faci tu ceva cu cariera ta. Și le zice, păi n-am de ce să fac, pentru că noi suntem bine ca familie. Tu câștigi destul, câștig și eu, eu am grijă de casă și de câine, de ce aș face? Ea tot nu e mulțumită. În general, femeia în România este nemulțumită. Dacă bărbatul <laughs> e de carieră, este prea de carieră. Dacă nu are carieră, este un ratat. Dacă femeia este de carieră și găsește un bărbat fără carieră, va spune că e un ratat. Dacă este un bărbat care are carieră, va intra în competiție cu el. Și atunci noi suntem o societate de frustrați, suntem o societate de nemulțumiți. Așa cum îți spuneam, dacă ai lua 10 cupluri, ai descoperi că 9 mai degrabă se plâng. Ai spune, băi, dar n-ar fi mai bine să vă întâlniți voi între voi, poate făcând niște permutări între voi. Creați alte relații în care să fiți fericiți? ce rost are o relație, ce rost are să am o relație cu tine, fiind prieten și întâlnindu-mă de fiecare dată cu tine și povestindu-ți cât de nemulțumit sunt eu de soția mea. Da. Bărbatul, îl putem numi bărbat submisiv, cel care preferă să stea în umbra unei femei? Da, bineînțeles. Bun. E și băiatul lui mămica? Poate fi. Poate fi și băiatul lui mămica sau poate fi băiatul care a încercat să lupte cu viața, a descoperit că nu iese treaba asta, a descoperit că este destul de drăguțel și interesant pentru o anumită tipă care câștigă de ajuns de bine și preferă să se pună la umbra ei. El vine și spune este de ajuns ceea ce faci tu, cât câștigi tu, eu mă ocup și devine el. Cumva intră el, cum e terminologia din ziua de astăzi în energie feminină, se ocupă el de casă. Uh -huh. Numai că femeia în momentul ăla se va considera victima uh, victimă în relație, va considera că nu este incitată de ajuns de bărbatul respectiv. Că nu mai este reprezentată. Cum să ies eu cu el în oraș? Și ce să povestească asta? Că a da. făcut asta sarmale, a făcut curățenie pe în casă și la un moment dat s-a rupt un picior la scaun. Păi n-are o poveste. Mm. Pentru că toți în societatea din România, datorită, datorită, ipocriziei, Florin, suntem în căutarea poveștii supreme, în care să fie din toate cele în destulător de mult. Da, vrem mai mult și să spunem că mai mult și mai mult. Vrem din toate mai mult. Din toate. Vrem să fie un amant ireproșabil, vrem să fie un tată ireproșabil, un soț irreproșabil, un partener irreproșabil, un bărbat care să știe când să mă asculte și care să știe când să se plângă, mm. un bărbat care să ia decizii, dar și după ce mă întreabă pe mine când este cazul. Un bărbat care să rezolve o grămadă de lucruri, dar care să nu mă facă să mă simt ca o tipă neimplicată ci să okay. considere că și eu am ajutat, măcar prin prisma faptului că l-am încurcat, dacă vrei. <laughs> ok? <laughs> da. Și da. atunci, din nefericire, noi vrem cerbă de sarmale, dacă vrei. Fie și felul 1 și felul 2, și dacă se poate și salată în același timp. Pentru că, practic, așa cum spui tu, nu ne știm valorile, nu știm exact ce vrem, nu ne-am pus în fața caietului și nu știm și tot timpul alergăm. Da, suntem cum spuneam eu, ca o muscă care dă cap în geam și se întreabă tot timpul de ce nu-i de partea cealaltă a geamului. Să revenim un pic la analogia anterioară cu femeia bărbat și bărbatul gospodină. Cum ar putea un bărbat care e în rolul ăsta de gospodină sau cum ar putea un bărbat care câștigă o treime din, câ din cât câștigă soția lui să o domine de așa natură încât să-i simte bărbăția. Sunt și astfel de bărbați. Sunt și astfel de bărbați care sunt bărbați de la natură, ca un, care au un dozaj hormonal de la natură și care n-ar putea fi dominați de către o femeie, indiferent că femeia respectivă câștigă de 10 ori cât ea. Uh -huh. Nu putem generaliza statutul fiecăruia. Dar dacă vorbim despre un bărbat submisiv, care vrea să se simtă dominant, peste păi este o inepție, este un oximoron. Uh -huh. El nu poate fi în același timp și portar și atacant. Ar trebui uh -huh. să se decidă. În care partea terenului joacă. Ar trebui să vadă într-adevăr dacă poate deveni dominant. Pentru că noi aici vorbim la modul ipotetic. Da. Dar pragmatic în relațiile de cuplu dacă vrei, o femeie puternică și a un astfel de bărbat pentru o perioadă finită de timp doar în dorința de a nu fi singură. Ok. Femeia, o. Își începe să-și caute conștient un bărbat, mai un amant mai puternic decât ea? Nu neapărat. Femei mai degrabă sunt bărbați în căutare de amante decât femei în căutare de amanți. Uh -huh. Femeile sunt mai degrabă în căutare de o relație mai bună decât ceea ce au ele acasă. Uh -huh. Pentru ele este o competiție din punct de vedere relațional. Pentru bărbați este o competiție din punct de vedere sexual. Uh -huh. Și atunci femeile încearcă, dacă și-au schimbat locul de muncă, să vadă dacă cumva la modul subconștient, cele care caută. Nu putem generaliza și spune că toate femeile sunt căutarea unei relații mai bune. Așa cum spuneam din nefericire, 7 din zece preferă victimizarea. Uite ce mi s-a întâmplat, ce mi-a dat Dumnezeu, ce relație nenorocită mi-a dat Dumnezeu, ce mi-a dat mie să trăiesc. Dar ți-ai ales-o singur. Nu. Chiar dacă ți-ai ales-o singură, de ce mai stai dacă mm -hmm. îți face atât de rău? Uite, de, ar trebui să te gândești pragmatic în relația ta de cuplu? Obligatoriu. Păi totul în relația de cuplu cuprinde pragmatism. Dacă nu suntem pragmatici, suntem obedienți. Ne mințim pe noi înșine. Pragmatismul în relația de cuplu spune că o relație de cuplu este o sumă de interacțiuni. Suntem prieteni, suntem amanți, suntem părinți, avem prieteni comune, avem prieteni separați, avem hobby-uri comune, avem hobby-uri separate, avem anumite pretenții de la carieră, unul mai, unul mai mult uh, pretenții, altul mai puține pretenții. Și atunci noi trebuie să interacționăm uh, în această sumă matematică, pur și simplu. Dar este da. foarte greu să devenim pragmatici cu noi înșine. Noi preferăm rolul victimei. Dacă te-ai uita în relațiile de cuplu, 9 din 10, vorbind cu ei, se consideră fiecare victimă dintr-o anumită perspectivă. Da. Îi iei separat, ea se plânge că el nu face, el se plânge că ea nu face. De o seamă întreagă de, de lucruri. Dacă îi spui ok, dar hai să gândim productiv cum să ajungă să facă. Pentru că mai este o întrebare. Când îți dai seama, cum spuneai tu mai devreme, că eu știu ce vreau de la relația mea de cuplu, și când îmi dau seama că relația respectivă de cuplu nu mai mă reprezintă. Eu am încercat. Să o scot din depresie sau am încercat să o scot din casă sau am încercat să o fac să se aranjeze sau am încercat să o fac să aibă grijă de ea. Dragii mei, să știți că mie îmi vin întrebările în dialog și sunt foarte provocat de ceea ce povestește aici Constantin. Um, 25 de ani de experiență. Da. Wow. spune te rog, pentru un bărbat, știm rădăcinile, le-am menționat pe toate? Familie. Familie. Carieră. Societate. Familia înseamnă familia de proveniență. Și familia mea nou constituită, carieră poate însemna mai mult sau mai puțin. Pentru că spuneam carieră, nu ar trebui să fie înțeles greșit. O carieră fulminantă în care eu să fiu numărul unu în domeniul chirurgiei estetice, să spun. Cariera presupune uh, acea definiție pe care am dat-o muncii și am spus că munca este activitatea care îmi permite să-mi cumpăr restul vieții mele. Da, frumos spus. Da? da? Dacă eu am ajuns la nivelul de câștiguri care îmi permite să-mi cumpăr restul vieții mele așa cum mi-am visat-o eu, atunci înseamnă că sunt în echilibru pentru că trec la cea de-a treia rădăcină, societatea, care presupune suma interacțiunilor sociale. Acolo vorbim de hobby-uri, acolo vorbim de prieteni, acolo vorbim de sport, acolo vorbim de relații formale și informale, acolo când vorbim de cuplu, vorbim de prieteni comuni, prieteni separați, de hobby-uri comune, hobby-uri separate, pentru că asta înseamnă societate. Foarte multă lume din ziua de astăzi, dacă vrei, să aruncă în carieră sau se aruncă în familie, și hrănesc doar acea rădăcină. Este umilitor pentru trunchiul copacului, nemai vorbind pentru, pentru uh, partea de sus a copacului, pentru ramuri, uh -huh. să crească doar dintr-o rădăcină. Da. E ca a o roșie. Este ca o roșie, bineînțeles. Uh -huh. Au pădlăgea. Da. <laughs> no, no. Ok? Ar trebui să fie pe principiul egalității, despre care spuneam că nu trebuie neapărat să fie supreme. Dar ar trebui să pot să îmi viața în trei. Uh -huh. Să pot să-mi să ceva din toate cele trei lucruri. Relația să fie reprezentativă pentru mine, relația cu părinții, indiferent de valorile pe care mi le-au dat acasă și îmi spun Constantine, rămâi în relația asta pentru că ai un copil. Bă, astea uh. sunt valorile voastre, vi le respect. O să-mi respect copilul, poate nu sunteți de acord cu decizia mea de a divorța, dar că mă veți vedea fericit într-o altă relație și că știu să-mi instrumentez relația cu copilul meu, veți rămâne niște bunici formidabili și în momentul ăla. Poate îmi veți da dreptate că am făcut pasul ăsta uh, în care am ieșit dintr-o relație toxică. Uite, aici, cu relația asta toxică, eu constat da, că soția mea e în depresie, cu care am trei copii, și eu atunci trebuie să divorțez. Dar îmi vine următorul gând. Mă, eu îmi las copii cu un om care e în depresie în casă. Ce e de făcut în momentul? Eu plec. Îmi iau bagajele frumos și. Vezi, uite, asta n-am găsit, răspunsul ăsta l-am găsit o se temere în jurisprudență. Nu l-am găsit în filozofie, nu l-am găsit în psihologie, l-am găsit în jurisprudență. Și se numește interesul superior al copilului. Chiar dacă în, în jurisprudența civică nu se aplică lucrul ăsta încă, atunci când divorțezi, de multe ori, dacă aș fi fost judecător, poate de asta nici nu m-am făcut eu dacă ar fi trebuit să înclin dacă copiii respectiv rămân cu mama sau cu tatăl aș fi hotărât să rămână cu părintele care este mai puternic și mai reprezentativ pentru copii pentru că dacă rămân cu mama ei învață depresia mamei tot respectul pentru depresie poate a căzut în depresie fără să-și dea seama dar ce te face să rămâi acolo tot timpul le spun gândește-te doar la lucrul ăsta gândește-te la modelul pe care îl ofer copiilor tăi dacă nu poți să ieși din depresie pentru tine, ești pentru ei. Arată-le că se poate. Pentru că altfel vor crește cu o mamă depresivă. Nu e o manipulare dacă îi spun asta soției mele? Nu este nici pe departe o manipulare, ci este dorința ca ea să-și depășească condiția. Uh -huh. Dacă vrei pe lumea asta, există două tipuri de relații. Relația mea cu mine și relația mea cu restul lumii. Când vorbesc despre depresie, despre adicție, este relația mea cu mine. Eu în relația mea cu mine trebuie să fie un echilibru. Uh -huh. Ca exemplu pentru mine, ca exemplu pentru copiii mei. Ca exemplu pentru părinții mei, pentru că o mamă depresivă nu face bine nici copiilor ei, nici părinților ei, nici partenerului ei, pentru că am dat exemplu de mai devreme, Florin. Okay. Nu o părăsești, mori. Că se mai întâmplă uneori în viață, da. Să te no. trezești mort. Asta e realitatea, da? Ca să spunem așa. Uh -huh. Ce va face cea mamă depresivă? Pentru că multe se trezesc de multe ori spun că o traumă se rezolvă printr-o tra altă traumă mai mare. Wow! Înainte să mă apuc eu să dau vina în relația de cuplu, cum mă evaluez eu pe mine în rolul ăsta? Plecând de la relația eu-eu, ce îmi doresc eu de fapt de la viață? Poate părea egoist și egocentric, dar nu este. Pentru că dacă eu nu sunt într-o relație bună cu mine, nu pot fi într-o relație bună nici cu ceilalți. Eu pot cere de la ceilalți ceea ce n-am fost în stare să cer de la mine. Și atunci e important din timp în timp să descoper unde sunt eu în viața mea, care e rolul meu în viața mea, ce mi-am dorit eu de la viață, în ce punct mă aflu, când de cântat sunt, de ce am realizat până acum și dacă sunt într-adevăr din momentul ăla înconjurat de oamenii pe care mi-am dorit. Foarte frumos spus. Ok. În relația de cuplu, de obicei femeile au o confidentă. În care ele vorbesc vrute și nevrute despre relația lor. Ce se pierde în acest context? Păi, în primul și în primul rând, de cele mai multe ori, femeile, ca și bărbații, își caută confidenți care să le dea dreptate la ceea ce pretind. Uh -huh. Ar are ori și alege cineva un confident care să-l ajute să crească. Să spună că un bărbat și-a un confident, un tip mult mai matur emoțional, mult mai bine realizat, mult mai cult, mult mai educat. Spui, băi, mă sfătuiesc cu George pentru că îl consider un tip echilibrat, îl consider un tip, îl consider un tip realizat și cred că am de învățat foarte multe de la el pentru a realiza și eu, în egală măsură, poate, ce a realizat el. De cele mai multe ori, oamenii care se ascund de viață și aleg confidenți care să-i ajute să se ascundă de viață. Wow. Și aleg uh, parteneri de discuție din punctul ăsta de vedere, în care, în relația respectivă, ajungând să se plângă amândouă sau amândoi de aceleași lucruri. În felul acesta ne simțindu-se singuri. Tu, ca bărbat, îți alegi un confident și îți spui, băi, ar fi bine unul care nu are parte neapărat de sex și fiind ți confident, nici el nu are parte de sex, nici tu nu ai parte de sex, băi, ce păguboase sunt, ce sunt relațiile de cuplu, ce dificil este să-ți uh, întâlnești o parteneră potrivită ca să străiești fanteziile, pentru că asta este, sexologia într-un cuplu este din nou o rădăcină extrem de importantă a cuplului. Prin sex te încarci, te descarci, ca pe stimă de sine, îți trăiești fanteziile, îți descoperi noi emoții, îți descoperi noi sentimente. Da, uite, aici, cu stima de sine din sex, Poate unele femei nu înțeleg. Bărbatul are nevoie de o validare prin crearea orgasmului uh, în timpul actului sexual, crearea orgasmului femeii lui. Validare e un cuvânt mult prea dur. Ce au nevoie, dacă vrei, de confirmare? Uh -huh. Au nevoie să știe că sunt bărbați, că își satisfac femeia. Multe dintre femei confundă orgasmul bărbatului cu faptul că bărbatul a fost satisfăcut. Și spun dacă ți-am oferit o poziție în care tu ai ejaculat după 5 minute, înseamnă că ești satisfăcut sexual. Dacă bărbatul ar veni și ar spune, da, dar poate mi-aș fi dorit al doilea orgasm. Poate al treilea. Poate mi-aș fi dorit o noapte nebună de sex. Poate mi-aș fi dorit o dimineață în care să mă trezesc provocat fiind de tine sexual. Da, foarte, foarte frumos spus și explicit. Dragii mei, lăsați comentarii și fac un challenge cu permisiunea ta Te rog. dacă acest podcast primește o mie de like-uri cum a făcut o mie, Constantin se întoarce la noi, ce părere ai? Mergem? perfect, o de like-uri uite, discutând cu tine mi-aduc aminte de o discuție avută cred că înainte de 30 de ani cu o fată care cred că eram confident și a spus așa mă Florine.” Fac sex cu bărbatul meu și două ore. Dar nu simt. Fără să mă ating, eu n-ajung la orgasm. Ce se întâmplă acolo? Pot fi mai multe elemente disfuncționale acolo. Asta ar trebui dacă vrei să fie um, o emisiune aparte. Uh -huh. Pentru că femeile nu ajung la orgasm din mai multe motive. Unul dintre motive este pur matematic, este pur biologic. Multe dintre femei uh, încep să se autosatisfacă, să se masturbeze de la 10-12 ani și și încep viața sexuală după 18 ani sau după vârsta de 20 de ani. În momentul în care prin neurotransmițători tu ai transmis creierului că satisfacția ta sexuală este reprezentată de clitoris, este foarte greu ulterior să dai o rescriere programului respectiv. Al doilea motiv pentru care femeile nu au orgasm vaginal, dacă vrei, este prin prisma faptului că nu au un vagin puternic. Nu au făcut sport, nu fac mișcare, și atunci vaginul respectiv nefiind hidratat vorbind din perspectivă medicală este un vagin greu excitabil dacă mai au și un partener care reziste 5 minute nu simt nimic dacă se umectează mai mult decât este cazul, pentru că sunt femei care se umectează de la natură mai mult decât ar trebui dacă nu fac o pauză pentru a reveni într-o zonă în care fricțiunea să creeze plăcere uhum atunci este greu să obții orgasmul. Dacă nu ai un bărbat foarte potent, cu anumite dimensiuni, de noi este destul de dificil. Dacă nu te implici sexual ca și femeie, este destul de dificil. Dacă nu te descoperi ca și femeie, de multe ori spun femeilor care vin la mine în calitate de sexolog și le spun ia un vibrator și vezi dacă într-adevăr și unde este punctul tău G. Uh -huh. Pentru că de cele mai multe ori femeia... În poziție ginecologică, de fapt, orgasmul vaginal este tot un fel de orgasm clitoridian, pentru că clitorisul se, se continuă, nu neapărat, clitorisul se continuă uh, prin spatele muntele lui Venus, uh -huh. cu anumite terminații nervoase. Dacă tu l-ai stimulat foarte mult extern, intern se stimulează mult mai greu. Terminațiile nervoase pot fi mai puternice la 12 fără 10 în poziție ginecologică sau la 12 și 10. Dacă penisul bărbatului nu stă neapărat să stă perfect drept, nu bate la, o ta la ora care trebuie. Da. Și atunci nu satisface acel punct G despre care vorbeam. Dacă nu-i permite bărbatului, ajutându-se de degete să descopere care este acel punct G, din nou, probabil că pentru ea va rămâne orgasmul vaginal doar o legendă urbană. Și atunci, am mai auzit și povestea asta, femeile care preferă masturbarea, da? ele cumva prin masturbare consumă această energie sexuală? O bună parte din. O bună parte din. Dar în momentul în care încep să citească pe tema asta, își condiționează lucrul ăsta și rămân cu o fantezie prin prisma faptului că poate întâlnesc între prietenele lor vruna care a avut orgasm vaginal, care a avut orgasm multiplu vaginal, de exemplu, și se gândește cum ar fi să și ce face partenerul tipei respective în plus față de partenerul ei, de persoana respectivă ajunge pe culmile plăcerii, pe acele culmele plăcerii, care pentru ea nu reprezintă decât un Everest pe care nu va ajunge niciodată. Uh -huh. Ok. Um, de ce preferă bărbații uh, filmele porno? Pentru că de cele mai multe ori, așa cum spuneam, din perspectiva scenariului uh, masculin, femeia pe principiul scenariului văzut de către bărbați în filmele porno, ea nu respectă din rigorile respective și nu respectă nu neapărat că nu și-ar dori, ci pentru că se gândesc că ar fi percepute negativ de către bărbat dacă s-ar descoperi mai mult decât este cazul. Uh -huh. Spuneam că am scris un articol pe tema asta de ce femeile fac mai bine sex cu amanții, tocmai din această perspectivă. Acolo nu trebuie să demonstreze neapărat și faptul că sunt niște doamne, faptul că sunt niște mame irreproșabile și atunci multe se ascund în spatele rolului de mamă sau de femeie casnică, dacă vrei, sau de femeie plafonată cu o carieră la care s-a limitat la un anumit moment și care o macină la interior uh -huh. și nu se descoperă în univers sexual. Sexualitatea este un univers cu totul și cu totul aparte. Asta este ca um, în bucătăria asiatică, dacă vrei. Uh -huh. Nu îmi pui în față un bol mare de ciorbă și îți spui, dar oricum ești sătul. Că poate aș fi vrut să am 10 boluri mici din care să gust de la dulce, la acru, de la amar, la sărat, de la iute, la altceva. Uh -huh. Viața sexuală ar trebui să cuprindă foarte multe condimente. Iar noi, așa cum spuneam, suntem o societate îndeajuns de ipocrită în, în a nu ne recunoaște aceste valori. Slavă Domnului că vin uh, noile generații de adolescenți care s-au cultivat mai mult pe această temă da, da, da. și care au mult mai mult curaj în a-și cere de la partenerele lor uh, ce își doresc ei, și partenerele se deschid mai mult. Pentru că, în momentul în care partenera se deschide față de tine, trăindu-și ea fanteziile, nu ar trebui să plece de la ideea că îți dau ție ceva. Ar da. trebui să conștientizeze că o face și pentru ea. Uite, um, mai împovestea povestea. Um... O tipă foarte mișto, foarte sexoasă, ca să-i spun așa, iertați în termenul ăsta mai din popor. Uh, păi n-am ce să fac, Pur, eu nu am ce să fac în relația mea sexuală și atunci când vrea mă duc, îi dau și mă mai și prefac un pic ca să termine mai repede să, să scap de el. Ce se întâmplă cu această doamnă? Nu are chimie sexuală cu partenerul. Chimia sexuală se poate construi? Destul de puțin probabil. Nu e imposibil, dar puțin probabil. Chimia sexuală este un aspect care ține de, de biologie, care ține de anatomie. Uh -huh. Poate veni o femeie aici care să te atingă o singură dată și să simți nevoia de sex, să simți nevoia să faci toată noaptea sex. Sau poate veni o femeie să te atingă și să nu simți niciun fel de nevoie. De cele mai multe ori femeile sunt cucerite de poveștile bărbaților în in integrum, nu doar de aspectul sexual. Sunt foarte puține femei din acest motiv. Spuneam și mai devreme că am scris despre sindromul desperadus. Pentru că multe dintre femei se lasă cucerite de povestea în un bărbatului. E un bărbat docil, este un bărbat ok, este un bărbat care pot comunica, este un bărbat care pot construi o casă. Sexualitatea nu este atât de importantă. Dar asta rămâne ca și frustrare de bază. Relația unei fete cu tatăl ei, mă refer în copilărie, din punct de vedere emoțional, cum se va manifesta în relația de cuplu? Lipsa a relației. Dacă a fost profund traumatică, într-un anumit mod, va căuta eventual un model de tată, dar nu obligatoriu. Pentru că și femeia care a, crescu, a, fost, a, a fost crescută de un tată super implicat, și femeia care a fost crescută doar de o mamă în lipsa tatălui, va căuta un partener și va ține foarte mult de, de, de bărbat să știe să devină partenerul femeii respective. Orice relație are două. Acum, ca om de marketing, vei înțelege exact ce vreau să spun. Orice relație are două etape: etapa de cucerire și de construcție. În etapa de cucerire este marketing pur, de ambele uh -huh. părți. Da, 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 da. Este povestea dusă la extrem de ambele părți. Este disponibilitatea extremă a fiecăruia unui, uh, uh, față de celălalt. Uh -huh. Când se ajunge la faza de construcție diferența între ce mi-ai spus tu în reclamă și ce am gustat eu când am cumpărat produsul, începe să fie din ce în ce mai dramatic de negativă pentru mine. Și atunci, în loc să vorbim, să comunicăm pe temele alea, să spunem băi, dar uite, cum reușeam noi la început să stăm de vorbă două, trei ore și acum nu mai avem timp să vorbim nici măcar un sfert de oră. Uh -huh. Cum aveai răbdare să mă asculți o oră și cum aveam răbdare la rândul meu, pentru că multe dintre femei își pun problema că nu sunt ascultate de ajuns de mult de către partenerii lor. Și spun că asta se întâmplă din două perspective distincte. Nu are de ajuns de multe prietene care să comunice, având o nevoie peste medie, că nu toate femeile au această nevoie peste medie. Acele femei care au nevoie peste medie, dacă ar avea colege, dacă ar avea prietene, dacă ar avea vecine cu care să servească o cafea din când în când, cu care să ia o cină din când în când, pe care să le invite la voi sau la care să se ducă, nevoia ei de a mai comunica cu tine despre frustrările ei va fi mult limitată. Femeile care își uh, critică bărbații în public, ce lipsuri au? Dar nu sunt doar femei care își critică bărbații în public, sunt și bărbați care își critică femeile în public. În general, partenerul, partenera care își uh, critică, care îl critică pe celălalt sau pe cealaltă în public, sunt persoane conț uh, care conțin un anumit uh, nivel destul de mare traumatic. Sunt persoane nemulțumite de relațiile lor sunt persoane care cred că nu mai pot obține mare lucru de la partenerul lor și atunci și au parteneri sociali care să le dea dreptate, exact cum vorbeam mai devreme, despre persoana care îți devine cumva ori mentor, ori persoana alături de care te plângi. Sunt persoane care cred că nu își pot duce partenerul sau partenera unde vor, unde a ajuns de multă forță, unde a ajuns de multă autoritate, în a vorbi despre lucrurile astea și în public. Respectul în relația de cuplu un lucru foarte sensibil și puțin vizibil în societatea noastră, așa cum spui și tu. Respectul ăsta, cum se formează pentru individ? Respectul conține toată suma de interacțiuni despre care vorbeam mai devreme. Pentru că respectul este, din nou, ca un copac cu mai multe rădăcini. Respectul trebuie să conțină complimente de ambele părți, trebuie să conțină susținere de ambele părți, trebuie să conțină o viață sexuală plină de ambele părți, trebuie să conțină un rol parental de ambele părți, trebuie să conțină o înțelegere în privința carierei unul față de celălalt. Da. Altfel, respectul este doar un sofism. Nu mă simt respectat de către parteneră. Dacă îți spun 10 bărbați lucrul ăsta, respectul se poate manifesta diferit. Și dacă mai și bagi un pic bățul prin gar, poți descoperi că sunt mai multe lucruri despre care ar putea să-ți spună că le simt uh, ca și forme de lipsă de respect, decât cele pe care tinde să le spună în primă fază. Ok. Aici sar într-o altă zonă prin care am mai fost, dar o am notată. Se mai pot repara uh, relațiile după ce a existat un amant de o parte sau de alta? Din nefericire, așa cum am spus-o întotdeauna, de cele mai multe ori, procentul de bărbați care pot trece peste înșelatul partenerei, este un procent foarte mic, e undeva sub 10%. Procentul femeilor este mult mai mare, pentru că ele investesc mult mai mult în povestea de cuplu decât investesc bărbații, pentru că percepția lor despre stima de sine, bărbatul de obicei, dacă simte că partenera lui l-a înșelat, o preia ca pe o chestie personală. Uh -huh femeia de multe ori bagă înșelat într-un conglomerat de situații într-un conglomerat de lucruri lasă totuși că este un tată bun este un soț bun Na, și a trăit și el o fantezie poate revine acasă și poate își revine bărbatul de obicei prea lucrul ăsta destul de personal a, dacă te-ai culcat cu ăla deja o vede cumva pângărită și crede că n-ar mai putea de cele mai multe ori să se îndrepte spre ea și să îndrepte lucrul ăsta dar apelând la terapie de cuplu foarte multe cupluri reușesc să depășească lucrul ăsta, chiar dacă procentul inițial este foarte mic, procentul crește exponențial în momentul în care încep să vorbească despre relația lor. Da. Și încep să descopere valorile care țin împreună. Și încep să descopere că ați trăit o fantezie în afara cuplului, nu este chiar cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla pe lumea asta. Că lucrurile care vă țin împreună sunt mult mai multe și mult mai importante și că poate ăla a fost un moment de referință ca un șut în fund care te face să faci trei pași în față, să evoluezi în relația de cuplu. Uh -huh. Așa cum spuneam de cele mai multe ori, cuplurile se duc într-o zonă de toxicitate, și dacă nu se întâmplă ceva, un frame traumatic undeva. Nu se trezesc. Nu se trezesc. Uh -huh. Da? Uzual, ca să-i spun așa, pe limba mea. Uh -huh. Uite, aici intrăm. Um, am pregătit terenul, ca să spun așa. Cum se ajunge la relațiile deschise? Știi, e un trend, am mai avut o discuție pe tema asta destul de controversată, să spun așa. Cum se ajunge la relația deschisă? Păi depinde dacă vorbim de polimorfie, dacă vorbim de, poli, de poligamism sau dacă vorbim doar de oportunitatea de a-ți trăi o altă relație pe lângă relația de cuplu care să-ți satisfacă și alte nevoi decât îți, satisfac, îți satisface partenera de cele mai multe ori se ajunge în situația respectivă prin apariția oportunității. Pentru că poate mulți și-ar dori să înșele sau multe și-ar dori să înșele de nou cu cine. De obicei ajung în situația asta cei care au mai multe variante, mai multe variabile. Dacă te-ai angajat într-un birou de marketing unde sunt 10 fete și tu ești singurul băiat, s-ar putea ca și mai arăți într-un anumit fel pentru ele și sunt oarecum nesatisfăcute în relațiile pe care le au și le devii confident și relația evoluează din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să descoperi că poligamia este o chestie care te caracterizează. Dacă lucrezi într-un birou de contabilitate cu alți 10 bărbați trecuți de o anumită vârstă, s-ar putea ca poligamia să-ți separă păcatul capital. <laughs> da. De okay. cele mai multe ori, poligamia este ca și uh, câinele lui Pavlov. Pavlov spunea că totul pe lumea asta este stimul reacție. Uh -huh. Dacă nu apare stimulul, de unde reacție? Că noi suntem fi reactive. Dacă apare stimulul și este de ajuns de opulent, așa cum dădeam exemplu mai devreme, te duci într-un birou cu 10 fete, din care 8, 7, 9 să nesatisfăcute și te văd pe tine ca pe un individ care le-ai putea aduce plăcerea pe care ele și, o, și -o doresc, s-ar putea să fie licitați acolo. Da. Și invers, ca femeie, dacă te duci într-un birou cu 10 bărbați, e tăcă. Da. Um, și atunci, în momentul când vrei să faci chestia asta, sau nu știu, hai să o spun altfel. Uh, ai întâlnit în terapie oameni care aveau uh, relații deschise? Adică fiecare dintre ei uh, aveau câte un alt partener. Am întâlnit, în schimb, uh, am întâlnit și persoane care fac schimb de parteneri. Ajungem și acolo. Uh, eu spun în primul și în primul rând pentru a nu fi judecat greșit de către cei care ne urmăresc, că sunt psiholog, nu preot. Treaba mea nu este să judec care sunt valorile cuplului tău, dacă voi ați decis să faceți schimb de partener sau dacă ați decis ca tu să fii poligam sau ea a decis de ziua ta să mai aducă o parteneră, să-ți facă o surpriză, treaba mea nu este să vă judec prin prisma valorilor moralei. Ajungem la cant diferența între valoare și între etică și morală. Morala este creștină într-adevăr și spune că n-ar trebui să existe un astfel de lucru. În schimb, etica spune că pe principiul lui Pavlov s-ar putea la un anumit stimul să nu reziști. Și am întâlnit astfel de cupluri. Nu-mi dau cu părerea despre ele pentru că este, sunt valorile lor. Uh -huh. Eu îi întreb doar cum văd tot acel cuvânt mare din, din terapia de cuplu cu un văd predictibilitatea cuplului lor în condițiile respective, că dacă ți împarți parteneria cu mai mulți parteneri, dacă ajunge să-i placă mai mult de unul decât îi place de tine, dacă se îndrăgostește dacă... de un alt, dacă va dori din când în când să facă lucrul ăsta cu persoasiune ca pe un sport, vei putea împăca asta cu ceea ce denumești tu cultul familiei și dacă tu îți răspunzi că da, atunci este responsabilitatea ta intrinsecă și tu ți asumi că un astfel de cuplu îți dorești. Și atunci ca terapeut de cuplu în direcția aceea vom lucra. Îi ajută pe oameni când fac schimb de parteneri? No, nu, nu îi ajută. Pentru că, din nou, familia din uh, fericire sau din nefericire reprezintă relația dintre doi indivizi. Uhum. Odată ce apare un al treilea, odată ce apare un al patrulea, nu mai vorbim neapărat de o familie în uh, stricto sensu. Vorbim de o relație deschisă. A, relația deschisă nu este neapărat reprezentativă și nu poate fi neapărat instrumentată ca și familie, ci mai degrabă ca și relație deschisă. Uhum. Pentru că în acea relație deschisă la un moment dat va apărea un copil și întrebarea este care sunt valorile pe care le vei da copilului tău. Dacă tu crezi că valorile pe care le vei da copilului tău, că e fată, că este băiat, din nou să-și formeze relații deschise, go ahead, fo. Uite, de multe ori în poveștile aflate pe internet, cred că a fost sindromul Moș Crăciun și în zona asta. În sensul în care prietenii dintre ei, la un moment dat, a făcut schimbul ăsta de parteneri. Dacă se îndrăgostește unul de unul din trei sau cei doi, acolo ce se întâmplă? Pe păi, acolo cei doi pot descoperi că pot continua relația. Există trei situații. Pot trece peste situația respectivă considerând că dragostea mai devreme sau mai târziu, așa cum am descris un sindrom sindromul Crăciun, trece. Și relația lor deschisă va rămâne aceeași relație deschisă pe care au avut-o dintotdeauna. Poate trece noua relație considerând că își dorește acel partener și acel tip de relație pe care îl pretinde partenerul respectiv și atunci va rămâne în relația cu partenerul respectiv dacă va decide mai departe să meargă pe elementul de relație deschisă sau nu, sau poate pur și simplu suferi o traumă și își poate da seama că îndrăgostindu-se de altcineva nu își mai dorește partenerul, poate celălalt de care s-a îndrăgostit nu se îndrăgostește la rândul lui de ea și atunci apar complicații. Câți din cei care se căsătoresc cu amanta reușesc să aibă un cuplu de succes? Destui de mulți așa cum spuneam mai devreme, poate amanta îți deschide ochii și poate pentru o anumită perioadă, sau amantul, de ce nu? uh -huh. retrăiește poveste de dragoste. Poate relația ta era plafonată, poate era toxică și poate amantul, amanta, odată a apărut, te poate face să recapeți stima de sine. Te poate face să recapeți încrederea în tine, te poate face să te simți mai iubit, mai dorit, poate fi mai pasională, poate fi mai, cum să spun, mai motivantă pentru tine. Da. pentru că nu întotdeauna prima alegere este și cea mai bună din nou pe sindromul proximității marea majoritate a oamenilor își aleg un partener că întotdeauna spun te -ai îndrăgostit de un partener din câți nu, nu e ca la campionatul mondial uh -huh. calificări, optimi și așa mai departe ci de cele mai multe ori din nefericire, din fericire, cum vrei ne îndrăgostim de unul dintr unul sau de una dintr una. Am venit la tine la birou, am văzut o tipă care este cea mai mișto din, din tot birou, am norocul ca ea să se îndrăgostească de mine, eu mă îndrăgostesc de ea și din nou, suferind de sindromul Moș Crăciun, considerăm că îndrăgostindu-ne unul de celălalt, putem avea cea mai fabuloasă relație după, după lume. În schimb, pot descoperi după 2-3 ani de relație, 4 ani de relație, 5, habar n că fosta relație era mai bună decât actuala relație pentru că ai și cu cine să compari. Sau pot descoperi că, de fapt, noua relație este un pas înainte. Este ceva mult mai bun decât am avut în fosta relație. Mă reprezintă mai mult și, alături de noua parteneră, îmi, îmi trăiesc restul vieții mele. Sindromul Everest. Te-aș ruga mai întâi, că aici am niște întrebări, să ni-l descrii. Sindromul Everest am spus că este caracteristic oamenilor de business sau oamenilor de succes, care, până când ajung în acel punct, își spun că cel mai important lucru pentru a fi fericiți este să atingă acel punct. Ajungând în acel punct, o poziție socială înaltă, beneficii financiare extraordinare sau, nu știu, recunoaștere socială extraordinară, descoperă că e destul de singur, descoperă că s-a mințit, descoperă că nu este de ajuns sau descoperă că este mult prea singur acolo sus. Și acolo, practic, el când ajunge sus, vede că îi lipsesc două din trei rădăcini, adică din punct de vedere social e bine, dar nu are nu mai din are perspectiva carierei este bine. Sunt și coach, sunt și mm -hmm. traininguri în companii. În calitate de coach întâlnesc persoane pe poziții foarte înalte, în CEO pe companii foarte importante sau sunt oameni din politică și așa mai departe care și au dorit să atingă acel punct și vin și spun o am atins ceea ce mi-am dorit din perspectiva carierei. Am citit despre ce spuneai tu acolo cu rădăcinile și cumva mă regăsesc. Descoper că, da, într-adevăr, rădăcina a carierei este extrem de puternică. Mi-am cules toată seva și mi-o culeg în continuare, dar nu știu cum să fac cu familia și cu viața socială. Pentru că, din nou, este, multor ale este foarte greu să devină elastici, să devină profunzi atunci când ating un plan social, să mai întrețină în relații. Foarte mulți fug de trecut. Nu vreau să mai recunosc când am ajuns pe o poziție superioară, pe o poziție înaltă, social, într-o poziție în care câștig foarte mult. Nu mai vreau să recunosc că eu eram la care stătea cu degetul nas în clasa 8 să mai mă întâlnesc cu cei care mă știau așa. Acum sunt, nu știu, chiruri de succes. Cei cu care am fost pe parcursul vieții mele nu mai mă reprezintă. Alții de nivelul meu nu o întâlnesc. Pentru că, am spus întotdeauna, în societatea din România lipsesc două curente pe care societățile occidentale, cât și cele asiatice, le-au format de-a lungul vremii. Este curentul intelectual și curentul de business. Adică zonele, cum e Montmartre din, din Franța, zonele unde se întâlnesc cei din arte, cei care au ca și hobby cultura sub diferitele ei aspecte sau arta, cu diferitele ei fațete, sau zonele de cluburi selecte, unde se întâlnesc cu oamenii de business, uh -huh. pentru a nu se simți singur Noi fiind o societate în permanență, în transformare și tânără, de fiecare dată fiind surprinși de istorie, nu avem aceste curente. Iar oamenii care ajung în acest sindrom Everest, de fapt nu găsesc cluburile sau zonele unde s-ar putea întâlni cu persoanele care se reprezintă în momentul ăla. În toți cu cei care am urcat până acum s-au pierdut pe drum. Uh -huh. Nu mai sunt reprezentativ pentru mine. Unde mă întâlnesc eu cu persoane de nivelul meu? Unde mai găsesc alchiruzi de succes? Nu știu, magistrați? Da. Da, profesori universitari? Unde întâlnesc cu oamenii ăștia? Astfel încât în participațiune să mă bucur de viață. Că ăștia alții mă plictisesc. Da. Ei încă vor să urce, sunt frustrați de faptul că, că mai am un drum mai lung sau mai scurt și nu mai mă regăsesc în discursul lor, eu vreau să mă regăsesc în discursul celora care sunt pe același nivel cu mine. Uite, vezi, apropo de prima ta întrebare cu Academia Cuplurilor, unul dintre obiectivele uh, nerecunoscute, dacă vrei, până acum, uh -huh. constat tocmai în asta, Ca în cadrul Academiei se întâlnească oameni care își permit să plătească un astfel de serviciu, care să întâlnească alți oameni de nivelul lor, care să-și descopere... Alte valențe în viața de cuplu, dincolo de valența de a te declara nemulțumit de partener de partener în permanență, cum îți cultivi relația de cuplu atunci când ai ajuns pe o poziție socială înaltă, cum îți formezi societate din punctul ăsta de vedere, cum îți extragi. Și atunci când mi s-a întâmplat la Paris, ai 20 de cuplu, 25 de cuplu au fost de un anumit nivel, dincolo de beneficiile la ceea ce am prezentat eu acolo, a fost și interacțiunea dintre ei. Mulți dintre ei au rămas prieteni, mulți dintre ei au dezvoltat businessuri în comun foarte frumos. După ce terminăm cu permisiunea ta, după ce terminăm Everestul, că mă interesează foarte tare, intrăm în Academie și asta o să fie pe finalul podcastului. Apropo că pomenești des de, de francezi, anul ăsta, nu, în 2023 am fost în Tenerife. Uh -huh. Superb. Însă mi-a atras atenția un cuplu de francezi și mai ales tipa. Nu știu ce avea ea. Avea un comportament încât îl ținea viu pe bărbatul ăla. Deci îl ținea viu. Am văzut și el parcă era, cum ai spus tu, cu efectul și, cu efectul și reacția. Uh -huh. El reacționa la ea. Deci mi-a plăcut foarte tare. Păi este principiul, dacă vrei preliminar, cel despre care îți spuneam, fi tu bine, principiul meu când începem o terapie de cuplu, dacă tu și partenera ta veniți la mine, este următorul. Așa cum spuneam, prima lege, eu nu vă garantez că veți rămâne împreună, pentru că nu știu ce valori veți descoperi în cadrul relației eu-eu reprezentative pentru voi, dar în mod garantat veți deveni cea mai bună variantă a voastră. Uh -huh. În condițiile în care tu devii cea mai bună variantă, iar ea rămâne în cea mai rea variantă a ei, nedorindu-se să-și depășească, nu știu, traumele, problemele, nedorindu-i să se ajute de ceea ce poate învăța de la mine sau de la oricare alt uh, psiholog sau mentor, tu vei dori să-ți cultive relații cu altă persoană care să te facă reactivă, Să te facă reactiv, scuze. Da. De asta societățile occidentale sunt acțiune și reacțiune unul față de celălalt. Așa, acțiune și reacțiune. Uh, dar putem să-i catalogăm uh, pe cei doi parteneri în cuplu ca femeia fiind acțiune și bărbatul reacțiune? Bineînțeles, dar cu siguranță reacțiunea n-ar fi, fi presupus ca femeia fiind uh, cea care produce acțiunea să-l scoată pe el din depresie. Da, 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 asta e okay? clar. Da. Pentru că diferența între ei, nu vorbim de unul care suferă de sindromul Everest și de unul care suferă de sindromul uh, grapa Marianelor. Și atunci ăla de pe Everest să producă un efect atât de mare încât să-l scoată pe celălalt din grapa Marianelor pentru a-l duce pe, pe Everest. Deci, te ascultă te cum vorbești și ce vorbești, îmi naște o mie de întrebări și mai și întoarce iar um, unde a mai fost, dar nu, n-aș vrea, aș vrea să mă controlez un pic. Pe Everest, dacă bărbatul sau femeia, după caz, ar fi acolo cu partenerea lui, s-ar mai simți singur? Bineînțeles că nu. Sunt și astfel de cupluri care ajung împreună. Chiar dacă rucsacul unul este mai mare și a celuilalt este mai mic, cu alte cuvinte, chiar dacă unul a devenit o persoană de foarte mare succes, iar celălalt este o persoană de un succes mediu, dar ei sunt în continuare acțiune și reacțiune unul pentru celălalt. Cel care are succesul fulminant este conștient de faptul că a fost ajutat de parteneră și recunoscător în consecință partenerei, iar partenera este recunoscătoare partenerului. Uhum. În fond, și la urma urmei, dacă vrea, asta este forma supremă de conviețuire. Cum putem fi recunoscători unul față de celălalt? Pentru că la noi, dacă ar fi un moto social, n-ar fi de ce sunteți în cuplu fiind recunoscători unul celuilalt, ci mai degrabă de ce, mama zmeilor, sunteți împreună când sunteți atât de diferiți? Ce mai căutați împreună din opti, dacă totuși vă plângeți tot timpul unul de celălalt? Dar, în situația în care cei doi au construit un business. Și unul dintre parteneri spune, Păi, tu ai construit. Chiar dacă respectiv a fost tractorul și celălalt remorca, de ce nu și asumă și ea meritul? Sau și el, după caz? Dacă ei se înțeleg bine ăla, atunci lucrul ăla poate rămâne așa. Păi, da, dar nu că... e o realitate. <coughs> păi, poate fi sau poate nu. Ce importanță are? Ce rost are locomotiva dacă nu are în spate un vagon? Corect. Ce stare are vagonul dacă nu are locomotivă. Am putea spune că e mai importantă locomotiva decât ma vagonul uhum. sau vagonul decât locomotiva. Și chiar dacă vagonul se crede locomotivă, că de fapt el a împins, că locomotiva a pornit, dar de la un moment dat încolo forța lui de împingere era mai mare decât forța de tragere a locomotivei. Uhum. Ce importanță are dacă ăsta este melanjul lor? În fond și la urmă, pentru mine ca terapeut de cuplu, are importanță ca cei doi să se regăsească în relația respectivă, indiferent că e switch de roluri indiferent că se văd diferiți. Au A da. fost situații în care veneau în terapie de cuplu și spunea, băi, am fost cu el la facultatea de drept, eu am învățat mai mult decât el, da. am știut mai multe decât el, dar la finalul facultății el a știut să se vândă mai bine decât mine. Da. Eu am decis să rămân acasă să am grijă de copii, el a fost recunoscător în consecință, fără mine n-ar fi terminat facultatea, iar eu fără el, știindu să se, vinda, să se vândă a posteriorii facultății, n-aș fi fost o mamă de succes. Și atunci e un melanj cât se poate de potrivit. Cât se poate, da. E ideal până la urmă. Pe mine mă interesează ca terapeut de cuplu să ajung la dimensiunea aceea în care amândoi să se descopere, așa cum spuneam din nou mai devreme, ca forma de acțiune și interacțiune unul cu celălalt. Uh -huh. Cum spune americanul, să fie win-win de ambele părți. Da. Indiferent că este schimb de roluri. Important este foarte important este ca unul să nu se trântească cu fundul de pământ ca un copil din ăla și să spună să ne mulțumim de faptul că tu nu vii, nu mă ridici, nu mă ridici de fiecare dată, chiar dacă eu mă trântesc de fiecare dată cu fundul de pământ, nu vii să mă sprijin de fiecare dată, nu vii să mă împingi din spate, să mă tragi din față, să mă iei în cârcă, să mă duci după tine. Susținerea în cuplu e chiar și atunci când partenerul e împins de la spate? Bineînțeles. Este o formă de motivare. Așa cum dădeam exemplu mai devreme, nu neapărat gândind numai la un exemplu, ca nu cumva cineva să se regăsească în exemplu respectiv, ci la un exemplu generic, general, spunând că băi, eu am terminat, eu de fapt i-am luat examenele lui, eu am stat să înveț, eu am o capacitate mai mare de memorare decât el. Eu l-am motivat să-și iei examenele, eu le-am luat cu 10 mm -hmm. când mi-a fost simplu, el le-a luat cu 5, cu 6. Eu am fost cea care l-a împins, eu am fost cea care l-a îmbrăcat frumos, eu am fost cea care a spus du-te și vinde-te că te vinzi mai bine decât mine. Păi uite aici mie îmi sună în creierul meu de marketing gelozia pe cariera partenerului. Există bineînțeles. Păi cum să fiu de ce aș fi gelos pe el? Păi de ce n-ai fi dacă descoperi că nu ești în stare și o formă prin care îl ții pe celălalt lângă tine în loc să-i spui cum ajung la tine pe Everest, mai degrabă îi spui de ce nu vii tu la mine în grapa Marianilor să vezi cum este? Știi că, că se înțelege. pun și piedici. Bineînțeles. Și ce spune despre un soț sau o soție faptul că îi pune piedici partenerului? Frustrare. În mod evident, frustrare. În mod evident, incapacitatea de a crește la nivelul celuilalt, mulțumindu-se cu rolul observatorului agresiv, cum vorbeam, uh -huh. când vorbeam despre sex. Eu sunt observator agresiv, indiferent de ce ai realizat, n-ai făcut bine, chiar dacă ai ajuns pe o anumită poziție, ce mare lucru ai realizat, chiar dacă ai ajuns milionar, ce, ce importanță are că ai ajuns milionar, că sunt miliardari? Uite, hai să fac o analogie. Să presupunem că femeia nu este satisfăcută sexual, îi spune, îl critică, ea are foarte mari șanse să exceleze în carieră, Există posibilitatea ca in, bărbatul să-i pună piedici simțindu-se neputincios strict pe zona asta de sex? Bineînțeles. Pentru că simte la un moment dat că ea va putea avea o carieră și pentru că îl va părăsi. Pentru că, din nou, ea va urca în carieră, va întâlni oameni de succes și ce rost va mai avea uh, el în viața ei. Uh -huh. Și atunci încearcă să-i fie un vagon cu frânele trase astfel încât ea să nu ia foarte mare viteză și să nu descopere alte locomotive. Da, foarte frumos, foarte frumos. Și uite, ca să intrăm în subiectul Academia Cuplului, ce reprezintă iubirea pentru un cuplu? Suma tuturor interacțiunilor dintre cei doi. Iubirea era un film odată, iubirea are multe fețe, iubirea are multe forme de reprezentare pentru amândoi. Iubirea cuprinde de la complimente, la susținere, la viață sexuală împlinită, la susținere din perspectiva carierei, la susținere din perspectiva parentală, Iubirea nu este un simplu sentiment. Nu este o simplă sintagmă. Sau chinui, chinui filozofii de 2500 de ani să explice ce înseamnă iubirea. Ce însemna iubirea atunci cu ceea ce înseamnă iubirea acum. Are un pic mai multe componente în ziua de astăzi, fiind viața mult mai complexă decât uh, acum 2500 de ani. Uh -huh. Dar, la bază, nevoile au rămas aceleași. De susținere, de complimentare, de strategie făcută în comun. O formă. Potrivită unei femei ca este în momentul în care își vede bărbatul alfa? Nu neapărat. Uh -huh. Nu neapărat. Pot, și, pot fi femei alfa cu bărbați care nu sunt neapărat alfa. Melanjul unui cuplu este o alchimie atipică. Nu poate exista un exemplu universal valabil. Să spui că un bărbat alfa are nevoie lângă el de un anumit tip de femeie. Da, într-adevăr, mulți dintre bărbații alfa și-ar dori femei submisive pentru că simt că au posibilitatea controlului. Și că e greu de coordonat o femeie alfa, el având o grămadă din energie cheltuită pentru a-și întreține poziția de, de mascul alfa. Și atunci îi vine greu să întrețină și nevoile ei de, de femeie alfa. Dar asta nu înseamnă că nu există cupluri în care amândoi sunt alfa, cumva. Și nu se bat cap în cap? Nu neapărat. Ok. Povestește-ne, te rog, ce se întâmplă la Academia de Cuplu? Academia cuplului presupune 10 întâlniri uh -huh. în care avem totul de la iubire la sex, de la carieră la copii, de la familie de origine la familie nou constituită, de la relația eu cu mine la relația eu cu restul. Cu alte cuvinte, este o formă de a te analiza la 360 de grade pentru a descoperi care este reprezentarea ta în adevărat în sens al cuvântului. Ca și când ai merge să-ți faci analizele, toate analizele posibile și cineva ți le citește și îți spune calități și defecte, pe ce trebuie să mizezi, cum trebuie să-ți schimbi regimul de viață, regimul alimentar și așa mai departe pentru a deveni cea mai bună variantă ta. Ce a fi împăcat cu tine, da. Se vorbește în, în, public, adică e o terapie de grup? Se vorbește deschis? Bineînțeles că se vorbește deschis pentru că nu este, la Academie nu este un monolog. Nu sunt un lector care vine să predea. Sunt o persoană care vine să întrebe. Mie îmi plac foarte mult terapiile de grup. Pentru că atunci, eu cel puțin din experiența mea, văd. Bă, cred că ajută și chestia asta să-mi spui tu ca psiholog. Uite-vă că nu sunt chiar așa de rău. Nu sunt singur. Corect, pe de o parte. Pe de altă parte, diferența între terapia de grup și academie este că de la principiile de bază ale terapiei de grup. Într-un grup trebuie să ai persoane care nu se cunosc între ele, care nu vor dezvolta relații între ele tocmai pentru a putea să-și ofere feedback-ul sincer și onest. La Academie și predăm anumite aspecte generale. Învățăm. Astfel încât să avem o formă de monitorizare, că facem niște analize raportându-le la niște lucruri obiective. Uh -huh. Eu întreb, dar cu gândul de a ajunge la niște obiective. Nu doar purtăm niște discuții care lincezesc în anumite zone. Când avem uh, ziua despre iubire, vorbim care sunt formele iubirii, de la forma religioasă la forma sexuală, de la comportamente la complimente, de la susținere financiară la susținere morală, dezbatem lucrurile acestea, înțelegând că sunt niște valori pe care alții le-au delimitat înaintea noastră și le-au le explicat foarte bine. Uhum. Și încercăm să ne apropiem de ele. Când vorbim despre viața sexuală, vorbim despre tot ceea ce cuprinde sexualitatea, de la sex, fantezie, fantasmă, care sunt uh, rolurile fiecărui uh, aspect în viața de cuplu și cum putem ajunge la forma supremă de a ne -a trăi viața uh, din punct de vedere sexual. Când vorbim despre copii. Le vorbesc despre cele trei elemente importante de creștere și educare a unui copil. Pe de o parte, este la mijloc, dacă vrei, este scolastica. Orice copil trebuie să urmeze o școală, indiferent de ce școală hotărăște, în funcție de abilitățile lui, va urma mai târziu anumite universități. Trebuie să facă mai multe sporturi de-a lungul vieții, tocmai pentru a învăța să câștige, să, învață, să învețe să piardă, să învețe să interacționeze. Pentru că, vezi, Academia Cuplului este în binare cu Academia de Parenting, dacă vrei. Uh -huh. Ele sunt într-o asociere. Și cea de-a treia formă de dezvoltare a copilului sunt artele frumoase. E minunat să facă un curs de fotografie, un curs de marketing, un curs de actorie, un curs de dansuri, un curs pentru a învăța să cânte la un instrument. Fiecare dintre elementele astea fiind oferindu-i posibilitatea să-și câștige și altfel existența pe lumea asta uh -huh. sau să aibă niște beneficii uh, spirituale sau financiare pe lângă meseria de bază. Pot să fi. Director într-o companie, și spui să fii, nu știu, chitarist în formație X, indiferent că acea formație cântă pentru voi, sau voi cântați pentru voi într-un garaj de dragul vostru, sau că sunteți o formație care are succes și mai cântă prin bară, că deja a început să se dezvolte și la noi de câțiva ani de zile. Da, da, frumos. Treaba asta mă. foarte frumoasă. Da. Punem, te rog, la Academia Cuplului pot veni și oameni care sunt singuri. Bineînțeles. Deci pot să vin, eu știu, un, om, un bărbat care a divorțat, vine și învață despre cuplu. Este de folos și unei persoane singure, indiferent că a trecut printr-un divorț sau este la începutul vieții, poate să vină la 20 de ani. N-am format neapărat un cuplu până acum, sau am format niște cupluri de conjunctură, dar vreau să văd ce aș putea și ce ar trebui să cer la un partener de cuplu și ce ar trebui să ofer unui partener de cuplu pentru a avea un cuplu sănătos, viguros. Da. Academia cuplurilor nu se referă doar la cei care sunt într-un cuplu. Foarte frumos! Uh, spune te rog, ai întâlnit... un pic, te rog. Cum de altfel, Academia de Parenting nu se referă doar la cei care au copii. Poți veni la începutul vieții de cuplu pentru a descoperi care sunt valorile pe care trebuie să le dai copilului pentru că așa a hotărât știința, dacă vrei, care sunt reperele prin care poți dezvolta un copil armonios Tocmai pentru ca în momentul în care devii părinte să nu aștepți o epifanie cerească prin care să primești toate informațiile astea, ci deja să le ai lucrate, să le cunoști, să le ai notate, să ai deja o viziune de viitor și în felul ăsta să ai acea predictibilitate despre care am tot vorbit astăzi. Da, e, ești primul om pe care l-am auzit de predictibilitatea în cuplu da. și mie mi e mă că la noi la România așa și de unde vin eu acolo cu rădăcinile mele din Telorman? Păi te ca casă, pom, copil... Și dacă, nu te gândești. Dacă dar... asta îți dorești, nu trebuie tot să evoluăm din punct de vedere spiritual. Nu trebuie să evoluăm toți din punct de vedere material. Îmi spunea Caragiale, permițându să-l citez, doar pentru că a spus-o el și atunci nu va fi percepută negativ neapărat de către cei care se vor uita, este prea multă prostime pe lume pentru cât de puțin noroc există. Și atunci fiecare om, fiecare individ, fiecare cuplu poate evolua diferit. Unii îndreptându-se spre spiritualitate, descoperind într-o anumită religie forma supremă de împăcare, împăciuire între cei doi, alții pot evolua din perspectivă intelectuală. Se pot cultiva foarte mult, pot face parte din tot felul de cercuri în care își pot cultiva în continuare cu alte persoane și relațiile de prietenie, dar și relația de cuplu în egală măsură. Alții pot evolua din perspectivă financiară și tot așa, alții din perspectiva artelor și pot descoperi alți oameni din arte care pot împărtăși valori comune și asta îi poate împlini. Căile de a ajunge la mulțumirea de sine sunt multiple. Dumnezeu, în inteligența lui infinită, a creat mai multe căi. Nu trebuie neapărat să ajungi pe Everest pentru a simți aerul Everestului. Da, eu am devenit destul de credincios, în nu bisericos, credincios, spre univers și spre zona asta. De altfel sunt și într-un curs să voi deveni maestru Reiki. Nu știu dacă ești familiarizat. Foarte frumos, știu. Da, e foarte interesant și mă duc la tot felul de cursuri. Îmi place. Uite, aș, aș, am o curiozitate despre cuplurile din diverse culturi. Și aici o să fac o mică paranteză. La începuturile mele de marketing am studiat, am studiat foarte mult cu oameni din state. Și mi-am cheltuit banii pe marketing în România învățând de acolo, adică banii pe reclame, ca să fiu specific, și nu prea se legau rădăcinile. Știi? Cum e la cuplurile care, eu știu, un român cu cineva din Senegal sau chestii de genul ăsta, multicultural dacă numesc bine. Așa cum spuneam, este foarte important să descoperi care este atributul, care este motorul cuplului. Ce poate motiva pe amândoi în egală măsură, în detrimentul a ceea ce le poate ține frâna de mână trasă. Uh -huh. Și atunci poți descoperi că foarte bine o franțuzoică cu un român pot forma un cuplu mai frumos decât doi francezi sau decât doi români. Poți descoperi că doi români pot forma un cuplu mai frumos decât doi francezi. Nu este o limitare din punct de vedere uh, al terapiei de cuplu, dacă vrei, sau al Academiei Cuplurilor, uh, al orizontului așteptărilor celor care participă la astfel de lucruri. Uh -huh. Pentru că nu trebuie neapărat să fiu francez ca să trăiesc ca un francez. Da, 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 Cum nu trebuie să fi neapărat țăran ca să trăiești țăran ca mine la ferma lui nu Incontestabil. Da. Constantin, mulțumesc tare mult. O discuție excelentă, cu siguranță mai facem episoade. O discuție ca un dicționar de iubire, îi spun eu. Foarte da. frumos spus. Îți mulțumesc tare mult. Te rog, enumeră serviciile tale în încheiere pentru oameni și te rog să te uiți în cameră. Terapie de cuplu, Terapie individuală, de la adolescenți, nu lucrez în general cu copii pentru că este o formare specifică și în momentul respectiv uh, e în drum spre terapeuți care se ocupă de copii. Dezvoltare personală, life coaching, business coaching, academia cuplurilor, academia foarte de parenting, traininguri, formare de noi psihologi foarte frumos. Psiholog, Constantin Cornea. .ro. Exact. Mulțumesc tare mult, Constantin. Mulțumesc oamenilor că ați rămas până aici. Un episod de poveste, dicționar de iubire o să introduc în, în titlu. Ne vedem peste două săptămâni, marți, cu Monica Ion. Pace și iubire oriunde ați fi.